ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! La Academie, mă, chiar îmi trebuie Academie acum. Chiar la vârsta asta îmi trebuie așa ceva, pentru că totdeauna până mori ai de învățat. Dar știi, mamă, că-s la joc, mi-ar face pe ăla cu joc și de-ar ști că sunt aici, mi-ar face pe ăla cu joc. Prima oară o să vă întreb eu, înainte să mergem spre podcast, ce ați vrea de băut astăzi? Avem apă, ceai, cafea, farfurină, cu... De băut m-am lăsat de mult. Perfect. Dar un ceai ar fi binevenit. Acum haideți după mine, o să urcăm să vă prezint un pic Academia. Iar voi toți, Mioara! La ce spațiu frumos! Mulțumim! Ai vădit să bădi și... Cu ce intrăm? Cu ce intrăm? Noi ce intrăm la podcast, dar acolo e o oglindă. Da. Vai, mulțumesc, e suflet, bună ziua, băieți! Acum eu trebuie să joc! Dai cum o să aici în jos! Să lăsăm mai frumos! Ce frumoasă! Aici, acolo? Aici? Da! Asta e! Mulțumesc frumos! Așa-ți mai suca! Hop, te-aș mai juca acum! Să stau la mult frum! Că băieții sunt aici! Verdicarul pită și hai la jopădiță, Colomboieniță, mai vădiță bărbișoar! Uite jocul șefii, cu flăcăi și fetii, dar și campin de leti! Hai bădiță bărbișoar! Uite așa să joacă balta și la stânga și la dreapta, și înainte și înapoi, hai bădiță mai! Roată, roată, joacă, ghinii nu te chede ca de mine! Uite pasul, nu te pasi și lasă fata să joace! Bine! La mulți ani! Mulțumesc! Mulțumesc la mulți ani, iubita mea, doamnă! Mulțumesc, că pot să mă dezbrac de asta? Lasă, te dezbrac eu de data asta! Că când aștepta? Te dezbrac eu, te așez eu! Mersi! Astăzi, draga mea, ești dumaia mea! Mulțumesc, mulțumesc frumos! 1 ianuarie... Eu cred că anul ăsta nu putea să înceapă mai bine. Să fie cu... Drag, lasă-l, poate e deschis, poate te sună... Nu mă sună nimeni, nu vreau să mă sune nimeni, pentru că sunt... chiar pe... Ba, s-ar putea pe 1 ianuarie, trebuie să mă suni. Să meargă bine. Da. Eu am zis, Mioara All Inclusive. Asta este, asta e programul de astăzi. Bă, ce-mi place All Inclusive. De câte ori plec într-o vacanță, întreb pe fiimea. Măi, are All Inclusive? Da, mama, e extra. Foarte bine atunci. Cum? Brățara cu All Inclusive, da. Exact, da. De fiecare dată mă gândesc, ăsta se mișcă în stânga și în dreapta, așa că... Da, pot. De la bun început, cum preferați să vă strigăm? Iubita mea, dragostea mea, viața mea, soarele meu sau mama Mioara? Sau... Mama Mioara. Asta e. 2, 3 și... Mama Mioara! Ăsta e cor orbilor din Egipt. Mama Mioara a fost în Egipt. Da. Eu n-am fost niciodată. Am fost de două ori. Este extraordinar de frumos. Am fost în Valea Regilor. Am vizitat, dar n-aș mai îndrăzni, pentru că este foarte greu. Am urcat 300 și ceva de scări până să ajung acolo. Am fost și la mormântul lui Tutankhamon și am auzit o voce acolo. Nu că... Da, și am auzit, cine-i Mioara Velicu? Zic eu.
Și câți ani ai? 79. Și mai pleci acasă? Da, acolo și mie. Tu Tutankhamon. Mi-ai zis de treabă. Da, stai că eu am treabă. Ai treabă de... Tu ți-ai făcut rostul vieții tale. Oh, eu mai am în continuare. Da, pentru că buletinul meu expiră în 2077, deci e musai să cânt până atunci. Expiră, dar nu știu dacă ajung. Nu, no, clar, eu, noi împreună vom prinde 2100. 2100. Eu m-am îndrăgostit de repetate rânduri, sau aș zice, m-am îndrăgostit progresiv de, de Miora Velicu, trebuie să știe și colegii mei, iar astăzi este încununarea dragostei mele, astăzi este nunta. Azi e nunta din rai, din de unde să fie. Mulțumesc din suflet, Horia. Chiar îmi doream să fiu în emisiunea ta, pentru că este foarte urmărită și când am primit invitația am zis, Doamne, oare e adevărat? Eu sunt bădița de care mama Mioara vorbește în cântecele ei. Eu sunt bădița. Știu să mișc picioarele stânga-dreapta, știu să dau guriță când e necesar să dau guriță. Mă, tu nu te lua după cântecele mele. O, Doamne. Nu să mă iertați că eu sunt foarte bine dispusă și și 1 ianuarie. Da, ei sunt super dispuși. Vreau să vă spun, dragii mei, că anul ăsta este un an formidabil, pentru că mama Mioara va face 30 de ani. Anul ăsta, în 2024, 30 de ani face. Mama. 30 ce? De ani. Sau știu, mă gândesc, oare am avut 30 de ani? Eu sigur pentru ne-am s-au avut. S-au întâmplat atâtea de atunci și nu mi-aduc aminte deloc. Decât de lucruri frumoase. Ăsta rămân. Da. Asta și doresc și le spun și celor de vârsta mea să fie optimiști, pentru că viața este grea, dar dacă știi să o trăiești, dacă știi să-ți faci un rost al tău și să nu apleci urechea dincolo și dincolo într-o parte și în alta, o duci bine. Că dacă stau și mă gândesc ce bine era fără telefoanele astea. Dar era și rău într-un fel. Era acum, și rău, corect. Acum am mai multe cântări. Că mă pot găsi oriunde. Iar când aveam telefonul fix, numai dacă eram acasă, știi? Da, telefonul fix, da. Da, de vorbesc de timpuri, că voi sunteți născut în 44. 1944. Pe 19 octombrie, da. În octombrie s-a născut și colegul meu Cristi de la chitară, pe 13 octombrie. Deci balanță, da, balanță, da. E balanța, să știi că e o zodie cumpătată. Când e așa, când e așa, dar mai mult e pe linii, frumos. Acum nu vreau să mă laud că merge bine. Merge bine, da, domnule. Da, și creativă. E foarte... Ma, vezi? Am aici un susținător. Ia uite, vezi mai balanță? Mult. Da, de septembrie. De septembrie. Deci balanță de septembrie. Da. Mai are cineva un cântar, adică o balanță? Dragii mei, de ce există drumuri sau case sau locuri de naștere pentru a ne reîntoarce? Am o întrebare, mama Mioara. Da. Când ai fost ultima dată în satul Ireasca? Acum, pe în noiembrie. Și cum e acolo? Eu vreau să văd imaginea satului Ireasca din comuna Gohor, județ cu fostul județ Tecuci, actual Galați. Da, actual Galați. Dragă Horia, eu mă simt extraordinar de bine în locul în care m-am născut. De-aia nici n-am vrut să vând casa, nici n-am vrut să stau departe, pentru că toate vacanțele mele și toate concediile mele sunt la țară. De 96, de când am ieșit la pensie, eu stau numai la țară vara, din primăvară până în toamnă. Motivație sufletească sau mai mult decât sufletească? Și motivație sufletească și faptul că am tot ce-mi trebuie în grădină, mănânc bio, ca să zic așa. Mă simt extraordinar de bine, acolo mă încarc cu energie, acolo e locul unde m-am născut, unde am trăit cu frații mei, părinții mei care mi-au dat o educație, nu știu acum dacă m-am mai prostit și eu, dar totdeauna am zis că cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți. Da? Părinții mei au fost modești financiar, dar cu un suflet mare și cu credință în Dumnezeu și... Am avut ce învăța de la ei.
Miara, tu să mă oprești, rog frumos, că eu vorbesc. Nu o să opresc pe nimeni astăzi. Vreau doar să vă spun că Mioara Martinescu Velicu este o slujitoare a folclorului, așa cum îi place să spună. În copilărie făceam mărțișoare din bumbac și chibrituri, lucruri pe care voi nu l-ați făcut niciodată. Din bumbac și chibrituri, deci ca să înțelegeți. Nu de alta, dar de la 1 ianuarie imediat trece la 1 martie. Exact. Eu, când eram mai tânăr, făceam ceaiuri pentru mama Mioara și fiimea cea mare acum îl aduce la... Mulțumesc, Andreea. Frumos, ce frumoase. Să trăiască. Să rămână, mulțumesc frumos. Ori, ai o familie extraordinar de frumoasă. Mulțumesc. Și ești un model pentru foarte multe familii. Sincer... Pe cuvânt, da, pentru că ești, în primul rând, ești un tată extraordinar, ai o soție minunată și copiii nu-ți mai spun. Și asta, într-o familie, când totul merge bine... De-aia ești deschis așa la suflet și ai așa, acum arăți bine, ce să spun. Lăsați-ne singuri, vă rog. Mama Mioară, dragă, de dimineață stăteam la cafea. Pisica îmi trecea printre picioare. Și la un moment dat vine soția mea și îmi spune, ce faci? Și zic, sunt puțin obosit. Și îmi zice, nu există așa ceva. Mă, sunt obosit, nu. Și îmi zice, ai toate motivele să nu fii. Ce poate să fii mai frumos? Și după aceea mi-a trecut oboseala. Da, așa este. Bine, avea și o armă la ea. Avea și o pușcă la ea. Ce se facă, asta e viața. Mama Mioara n-a purtat opinci, pentru că tatăl ei era cizmar și făcea tuturor copiilor tot timpul încălțăminte nouă. Mama ei a fost una dintre cele mai cunoscute cântărețe din localitate. Anul ăsta, mama Mioara face 61 de ani de activitate. 61! Da, 61! Mulțumesc! Deci dacă vă aud pe unul dintre voi că vrea să se lase și să iasă, să se ducă pe insulele, vă întorc înapoi și vă trimit la mama Mioara. Să mă anunț pe mine, pentru că eu moldovean că sunt, geacă nouă am, o leacă de bătaie știu. Nu, că v-ați găsit... Nașul. Și într-adevăr, este musai să trăiască, pentru că buletinul expiră în 2077. Din tezaurul României, astăzi, este aici lângă noi mama Mioara! Mulțumesc, care a început să cânte încă din burta mamei. Da, așa zic eu, pentru că n-aș vrea să fiu lipsită de modestie, dar se zice că când se naște un artist, Dumnezeu în leagăn îi atârnă o stea. Deci țineți minte. Uitați-vă la toți artiștii care sunt hărăziți de Dumnezeu să fie prezenți pe scenă ani mulți, da. Înseamnă că au ceva de spus și că Dumnezeu le-a pus un mir în frunte ca să poată să meargă mai departe. Și mai ales în zilele de astăzi, când totul trece prin stomac. Deci pot să fac lucruri care n-ar fi plăcute nici pentru mine, nici pentru public, dar aș avea bani mulți. Dar nu m-am lăsat dusă de acest val. Îmi place să cânt orice gen de muzică și sunt aproape la curent cu vedetele din străinătate, de la noi nu mai zic, că am pe nepoata mea și pe fiica mea care tot timpul urmăresc treburile astea și eu știu cine este Beyoncé și eu știu cine, adică nu, cu cine stați de vorbă. Adică nu știu cum. Am era prima întrebare pe care ți-o adresez, de unde este gestul ăsta? De la ce melodia lui Beyoncé este gestul ăsta? Ei, nici chiar atât. Nu, asta, stia Horia, calmează-te. All the single ladies. Calmează-te, rog să te calmezi. Vreau să spun, dragă mamă, Mioara, că anul ăsta vine Beyoncé în România. Mamă, mă duc, m-a chemat fetele, a vrut să merg cu ele în Spania și n-am putut. Am zis, stau eu în stadion atâtea ori să stau așa, nu știu, dar aici m-aș duce, că dacă ar fi să nu mai pot sta, mă pot întoarce repede acasă. Da, dar mi-ar plăcea să văd, pentru că sunt experiențe extraordinare. Așa e adevărat. Și pentru că mie îmi place să fiu provocată.
Îmi place să... Ce vrei să-mi spui exact? Dar nu te-ai gândit la... Să-ți fii rușine dacă te-ai gândit la ce m-am gândit? Iartă-mă, te nu, iar, nu, dar ce... E, mai copii, mai nu, dar, deci eu... Doamne Horia, știi cum mă faci tu să mă simt acum? Cum? Toți băieții de aici, parcă n-aș fi aici, parcă aș fi undeva la o cafea. Păi da, asta e și ideea. Deci fii atent aici. Acum ar fi, de exemplu, nu, dar există posibilitatea, iar eu, după ce am descoperit-o pe Mioara Velicu, eu cred că Mioara Velicu, peste câtva timp, pentru că ea are spiritul ăsta acum, chiar la 30 de ani, să... Da, aia ce? Curiozitatea este cea care îți naște progresul. Exact, bine spus. Dar dacă acum s-ar duce... Și, de exemplu, un sunet, o piesă. Nu, zi-mi o piesă de Beyoncé. Ei, dar nu le știu chiar pe toate. Măi, nu știu să vorbesc engleză când mă dor mâinile. Deci cântă tu. Nu, ar fi așa. Cel mai tare album din toate timpurile ar fi... Alo? Eu sunt Mioara Velicu. Cine este Beyoncé? Beyoncé, dragă, vezi că am pe viitorul meu album o piesă Toate fetele mele. All the single, toate fetele singure. Doi. O adaptare sună așa. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Put your hands up. Mă-mi place că-i pirim de horă. E clar. Nu, dar Beyoncé cred că s-a inspirat de la noi făcând melodia asta. Sigur e clar. Că da. Vreau să te întreb, mamă, Mioara, dacă tata și mama te-au susținut de mică, având în vedere talentul de a cânta. Ți-au spus, hai să te duc la școală sau hai să facem ceva, având în vedere că voi erați totuși 8 frați. Da, 8 am fost acasă, mai suntem 3 în viață. Ceilalți au plecat la Domnul, toți cântau frumos. Închipuiți când ne găseam acasă toți și cântam. Vai, cât de frumos putea să fie. Dar spre nenorocirea mea, spre nefericirea mea, nu aveam un aparat care să înregistrez. Uite, la vremurile alea. Aveam doar un difuzor de asculta muzică și îmi plăcea extraordinar de mult. Mi-a plăcut de mică să cânt și mama, într-adevăr, a fost o bună cântăreață a satului, dar cânta la petreceri acolo, când mergeau ei la petreceri, doar în sat acolo. Eu am moștenit-o, sunt mulțumită și mulțumesc lui Dumnezeu că... Măi, Horia, eu n-am niciun fel de școală. Tu știi? Eu sunt de pe prispa casei. Eu am tot ce am magazinat eu, tot ce am strâns eu, e de pe prispa casei. Eu dacă mă duc undeva acum la o petrecere privată, spre rușinea mea, pentru că aproape toți colegii mei au conservatorul, am și eu conservator, adică o fabrică de conserve la Tecuci. Așa? Da. Eu nu am școală. Eu n-am făcut nici școală de artă populară, n-am făcut nimic. Adică nici liceu, nici nimic. Am un liceu agricol. Păi și atunci, de unde e vocea asta cu tot felul de inflexiuni și tot felul de... Nu știu, ți-am spus. Păi da, da, atunci înseamnă că Dumnezeu a zis așa. Noi îi dăm doar o stea. Îi dăm așa. Îi dăm un vibrato. Steaua o avem, dar după aceea îi dăm toate calitățile vocii. Eu am văzut niște înregistrări pe parcursul anilor în care energia debordantă a vocii se simțea alături de cea a corpului, era un spectacol. Da, e adevărat, da. Dar să știi că eu nu adică Beyoncé, dacă ar fi văzut chestia asta, ar fi zis, asta vreau să fac. Eu nu-mi dau seama, eu tot ce fac, fac de drag... Pentru că mi-e drag ceea ce fac. Eu nu mă duc la o petrecere privată, mamă, întâi să întreb, dar câți bani îmi dai sau ce ai făcut? Eu, dacă mă duc la o petrecere și dau un spectacol și dacă publicul se simte bine în prezența mea și eu în prezența publicului și dacă îl simt cum mă aplaudă, mi-e aproape că nu mai vreau nici bani. Dar nu zic, dacă nu-mi dă... Unde ne-am văzut noi prima dată? Ne-am văzut în... cu cei care au făcut farmacia Dr. Max. Ei au fost adunați? Nu. Dar unde? Noi am văzut prima dată. Mie mi s-a spus că vezi că la petrecerea asta o să cânte și Mioara Velicu. Undeva la Focșani. Nu. Dar unde?
Că am fost la mai departe. Hai, nu știu. Mai treci granița. Da, gândește-te și tu la vârsta mea. E, că nu, nu. 2:30 am avut. Eu acum să m-am dus, dar mai departe. Hai, ajută-mă tu, că nu mai era... țin minte. Nu mai țin minte. În Turcia. A, păi atunci, da, prima dată am fost, vezi că eu țin mai bine minte. Prima dată am fost la Focșani, la o petrecere, la o nuntă. Și noi, eu am cântat înainte și voi ați fost, după mine, ați cântat voi. Horia Brinciu, cu formația, da. Știi? Pentru că mama mea i-a încântat pe toți. Dar în Turcia, într-adevăr, în Antalya. Deci în momentul când eu stăteam afară și auzeam pe toată lumea cântând, atenție, nu, știi, cu microfonul, a capela și toată lumea cânta. Da, pentru că n-am mers sticul. N-am mers sticul și nu puteam să cânt. Și atunci, da, cu negativ, bineînțeles că numai și atunci, pe negativ. Da. Dacă n-am mers sticul, ce-a făcut? Crezi că petrecerea se oprește? Ce crezi că se panichează? Nu. Dar interesant este că toată lumea a participat de comun acord, parcă era făcută momentul ăla să fie așa, a capela, toată lumea să cânte. M-am descurcat pentru că am avut foarte mult în viața mea lucruri din acestea. M-am dus la o nuntă unde a zis socrul mare că e orchestră. Și am zis, da, dacă este, pot să cânt. N-am luat niciun stic negativ, n-am luat nimic cu mine. Și când ajung acolo, era muzică, dar era DJ-ul. DJ era orchestră. Da, DJ, asta a înțeles el. Da, este, mă, sigur că da, avem orchestră. Are toate sunetele la el. Ce să fac? Doamne, cum să mă descurc eu? Cum să fac? Doamna mea, vă așteaptă atâta lume. Păi, dar cum să mă descurc când n-am nimic la mine? Și am început așa cum am făcut acolo, în Antalya. Și am zis așa, domnule, țineți ritm de oră. Horă, da. Și eu cânt și dumneavoastră faceți așa. Dacă mai repede, cântați mai repede. Dacă, știi? Și așa am cântat o jumătate de oră, ținându-mi ei ritmul cu palmele și eu am cântat. Și i-am spălat rușinea femeii pentru că femeia m-a invitat pe mine și eu n-am avut cu cine să cânt. Mama Mioara, s-a întâmplat vreodată să se ia curentul în timpul cântării? Da, bineînțeles. Bineînțeles, asta s-a întâmplat la Chișinău. La Chișinău? Da, la Chișinău, cu frații Advacov, într-un mare spectacol cu Fuego și s-a întrerupt lumina. Și? Și eu eram îmbrăcat până la jumătate. Aveam Adidas și în picioare, pantaloni și încoace eram făcută la cap. Și am zis, ce facem acum cu lumea asta atâta timp? Las că ies eu acum. Și am ieșit și cu ei cu telefoanele țineau și eu am cântat cu ei. Am la Palatul Național. Da, la Palatul Național. Și... am spus și bancuri, am cântat cu ei și m-au filmat cu Adidas și în picioare. Da, și m-am descurcat, dar am avut o nuntă la Slobozia, unde a fost 2 ore fără lumină. Două ore fără lumină. Și spunea, doamna mea, ce facem când ne pleacă oamenii la masă că... și noi avem așa? Las că mă descurc eu acum. Așa am început să... De fapt, n-am cântat eu. Au cântat ei. Că eu zic, ce mai știți? Parala, narala, arala. Și au cântat ei. Și mi-am făcut... Am luat bani și am plecat. Deci... am trecut prin toate stările astea, dar cred că... contează extraordinar de mult să știi să te descurci. Sunt persoane care, în momentul când s-a întâmplat ceva... S-a blocat. Da, s-a blocat. Eu nu. Eu mie îmi place. Pe asta cred că vine și de la ritmul ăla de la țară. Vine de la ritmul de la țară, dar înainte de ritm a fost vocea care zice, dom'le, dacă am voce, dacă eu pot să vorbesc cu tine... Și dacă putem face puțin liniște, că sunteți vreo câteva sute aici, ascultați-mă și hai să facem o chestie. Da. De ce să pierdem clipa? Asta este extraordinar de important și să știi că am avut de învățat foarte multe lucruri de la înaintașii mei, care au fost Benone, Irina, Dolănescu, Maria Ciobanu, înainte Maria Tănase, Maria Lătărețu. Eu nu am apucat-o pe Maria, n-am fost niciodată, n-am văzut-o așa pe viu pe Maria Tănase. Dar pe Maria Lătărețu, da, nu mai spun de cei 4 pe care nu i-a mai întrecut nimeni, indiferent că-s mai buni sau că au avut voce mai bună, pe ăștia 4 unici. Nu i-a întrecut, da. Nu i-a întrecut nimeni. Și pe Maria Ciobanu, Dolănescu, Benoni și Irina Login îi știu de la cel mai mic până la cel mai în vârstă. Noi l-am cunoscut pe Nea Beni și de fiecare dată era plin
de zâmbet și pozitivism. O clipă nu l-am văzut, cu siguranță probabil avea și el clipele de apatie, normal, de nervi, normal. Dar l-am văzut liniștit. Este unul dintre oamenii care... Și care s-a adaptat vremurilor... dinainte. Da, și acum, și actuale, da. Actuale. El s-a, ați văzut că el a făcut o mulțime de, cu Millennium, cu nu știu cine, lucruri foarte frumoase, pentru că cu proiectul era... cu K1, cu, pe vremea, cu K1, așa a început, cu K1, da. Așa a început. Cu K1, da, și cu România, băieții de la România. A făcut lucruri foarte frumoase. Benone m-a adus pe mine în București. Benone Sinulescu m-a adus pe mine la ansamblu Ciocărlia și cu Ileana Sărăroi. Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi. Eu eram la Vaslui, la Trandafir de la Moldova, da. Și ei au venit în colaborare, pentru că noi eram pe autofinanțare. Și a zis, mă, fata asta cântă foarte frumos, nu merită să stea la Vaslui, hai să o aducem. Și a fost un post liber la Ciocărlia și am venit prin transfer și uite că am rămas până la Ciocărlia până în 96, când am ieșit la pensie. Ați făcut vreodată vreun duet cu Benoni? Doamne, avem un CD. Avem un CD, da. 16 cântece avem. Nu ne deosebești la voce. Nu, da, ne deosebești la voce. Care e preferatul? Care vă plăcea vouă, amândurora? Spune, mai că ce-i cu tine, măi, de nu ai noroc în lume, măi. Că maică, norocul meu l-a băut boin pe rău, până mor nu-mi pare rău, măi, măi. Îl cântam, deci eram unul la unul, era. Unul la unul. Am, da, exact așa. Acum am dat seama că se aseamănă, da, foarte mult. De fiecare dată când mă gândesc la Benny, mă gândesc atunci când am ajuns la sala Palatului și mi s-a spus de către cineva, vezi că această sală a fost inaugurat în 1960. Așa e. Și la spectacol a fost Benone Sinulescu. Și Maria Tănase. Maria Tănase. Amândoi. Și Benone a făcut bis. Extraordinar. Pe cuvântul meu. Benone a făcut bis. Eu nu știu, dar ne-a spus ei. Am văzut la el filmare și a spus. El a făcut bis pentru că era foarte iubit. Benone a fost și deștept. În ce sens? Îi mergea mintea. Adică nu accepta orice, tot timpul, tot ce a cântat el a fost fin, a fost autentic, a fost cu multă grijă, adică mă învăța pe mine cum să cânt, mă învăța pe mine că eu am fost la măi, dar mă oprește, măi, că eu vorbesc tot timpul, tu ai întrebări de pus și eu vorbesc că... Așa e, când îmi găsesc eu omologul, lasă vorbească. Am fost la, m-a chemat Marioara Murărescu la Romanțe, la Târgoviște. Și eu spuneam lui Benone, Benone, dar eu nu pot să merg, n-am fost niciodată, n-am cântat niciodată Romanțe. Și el vorbea așa ca lața, hai cântă, fă să te aud cum cânti. Ia cântă tu să audi. Și am început eu. A fost odată într-o pădure un moș bătrân cu baba lui. Trăiau sărmani ca vai de lume în măreția codrului. Nu este cântecul meu, este al Maria Butaciu, povestea puiului de cerb. Și el îmi zice, du-te că merge. Da, merge. Datorită lui, dar pe cucă nu mă duceam. Că mi-era frică, pentru că la Romanțe trebuie să știi. Acum, la vârsta mea, sunt în stare să cânt orice. Dacă sunt provocată și, bineînțeles, dacă mă pregătesc și știu melodiile, sunt în stare să cânt orice. Ce v-ai spus? All the single ladies, all the single ladies. Astăzi, mama mioară, ținem post. Da. De aceea, toată lumea ține post. Și când ții post, mănânci așa. Câteodată mănânci așa. Câteodată mănânci așa. Câteodată mănânci așa. Câteodată mănânci așa. Deci asta, ușor, ușor. Uite ce... Eu l-am făcut sau tu l-ai făcut? Deci fii atent. La noi știi cum se spune asta? Fasole făcăluită. Adică fasole bătută. Dar la noi, la țară, așa se spunea. Măsline, zacuscă... Ardei, salată de vinete. Și aici am o chestie foarte interesantă, niște mici, cum le zice astea? Ardei în plus? În plus. Cu ce? Sunt singuri care nu-s de post? Deci mănânci tu dacă nu ții. Deci nu, am zis de post. Astăzi sunt la post, aici. Fac post astăzi.
Sunt în post aici, nu mă joc eu cu... Vrei, nu vrei. Crăciunul pe vremuri cum era? Era sărbătoarea cea mai frumoasă. De fapt, și astăzi tot la fel este nașterea Domnului. Cea mai frumoasă sărbătoare. Aveți un... Nu, nu am, n-am știut până târziu de brad. Noi nu știam de brad. Nu știam de brad, dar aveam cadouri, ne făceau părinții, pentru că ne făceam de două ori pe an îmbrăcăminte, la Paști și la Crăciun. Atât aveam. Toți opt făceați? Toți opt ne dădea, mai ales când ne-am crescut unul pe altul și luam haine de la cel care... De la surorile cele două mari? Am două surori, da, luam eu. De la mine nu mai avea cine, că nu mai aveam mai asta, dar de la frați tot timpul s-au purtat așa. Tata era cismar, ne făcea încălțăminte și tot timpul aveam lucruri noi, dar de Paște și de Crăciun. Eu și cred tata că... avea, scuză-mă, avea un costum de haine, cam 5-6 ani de zile îl purta, pentru că îl punea acolo, nu aveam șifoner, era la coardă, punea acolo, atârnată pe un numeraș, am învelit cu ceva acolo frumos și de câte ori mergeam undeva la o petrecere sau la o biserică cu același costum, nu acum cum sunt de unică folosință. Eu sunt mulțumită de ceea ce am trăit și învăț, adică învăț și pe fata mea și pe nepoata mea, dar mai repede li dau cardul. Eu am zis că asta e un cântec pe care l-am auzit și cred eu că e perfect pentru un sfârșit de an și un început de an. Mi-am făcut temele și am scos și versurile. Unde scrie mama, cântă Mioara, unde scrie HB, sunt eu. Hortensia Bengescu. Că papa dat a plecat. Bă, să n-am ochelari la mine, ce ai? Am exact... Colin. Da. Deci n-am cântat asta, cred că am cântat asta în urmă cu vreo 30 de ani, când eram și eu în coroastra de la Brașov și mergeam și noi din biserică în biserică și cântam colinde, dar nu așa cum... Acum, cu mama Mioara, e altă situație. Scoală, gazdă, din pătuți florile d-albe și ne dă un colăcuț, florile d-albe. Că mămuca n-o făcut florile d-albe, țită deasă n-o avut florile d-albe. Până când s-a căpătat florile d-albe, covata li s-o crăpa, florile d-albe. L-o sfătit mama pe tata, florile d-albe, de ce s-o crăpat covata, florile d-albe. Covata o lipit florile d-albe, cuptiorul i s-o urnit, florile d-albe. Când cuptorul s-o pornit florile d-albe, anul nou a și sosit florile d-albe, florile d'albe. Și spectacolul acela e... Mama Mioara încheie așa. Busuioc verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă, și la anul când venim sănătoși să vă găsim, la anul și la mulți ani. Care a fost cea mai frumoasă colaborare artistică din România? Sau printre cele mai frumoase?
cu ani în urmă a fost cea mai frumoasă colaborare cu Benoni Sinulescu, pentru că eram amândoi la ansamblu Ciocărlia și a cântat duete cu mine. Eu mă simțeam în al nouălea cer pentru că mă potriveam foarte bine la voce cu el și era Benoni Sinulescu. Dar se simte când te potrivești cu omul? Sigur, sigur că da. N-aș putea să cânt cu cineva cu care nu mă potrivesc la tonalitate, pentru că eu nu pot, eu sunt cu notele astea mai grave și nu pot să urc soprana, deși am anumite cântece care le cânt. Dar eu să vă spuneam că eu nu știu toate melodiile să le spun tonalitățile. Dacă te iei după mine, e bine. Dacă nu așa. Când mă duc la o petrecere privată și spun sol și spune minor sau major, te interesează. Treaba ta, treaba ta, ce dai, treaba ta, băiatule. Și mi-a spus cineva că minor îs mai de jale și major îs vesele. Minore sunt sub 18 ani și majore peste 18. Asta e toată chestia. Ta muzică. Asta e toată chestia. Și din când în când, dacă cineva o ia razna cu note mai sus, măi băiete, unde-i cocoț? Dă-te jos puțin, dă-te jos puțin. Da, să știi că s-a întâmplat să-mi schimbe tonalitatea. Și am spus, dă jos. De unde am că... eu, nu, chiar dacă o schimbă, eu tot acolo mă duc de unde am început. Deci pe mine nu pot să mă... Absolut, pentru că simți lucrul ăsta. Sigur, simți exact... sigur că da, da. O, Doamne, cum am... În perioada de început, la 20 de ani, se câștiga ceva în perioada aia sau era totul? Nu, nu. Era doar pe... Dar salariul care îl aveai, că eu am fost angajată de la vârsta de 19 ani. Am fost la Rapsodia Dunării din Galați, un an de zile, și urmă, asta a fost în 63. În 64 m-am transferat la Trandafir de la Moldova. Din Bârlat, care aparținea de Victor Ion Popa, și urmă s-a mutat, când s-a făcut județul Vaslui, s-a mutat orchestra la Vaslui și am stat până în 80. Nu știu, n-am avut posibilitatea să cânt la anunț asta, pentru că nu eram cunoscută, nu mă chema nimeni. Era greu atunci să-ți faci un nume? Foarte greu. Mai greu ca azi? Mai greu. Apoi astăzi poți să cânți sau să nu cânți, ești vedetă. Mă, pe cuvântul meu, scuzați-mă că nu am nimic cu nimeni, dar totuși un copil se naște la 9 luni. Nu imediat cum ai părut. Da, e adevărat că trebuie să fii o prezență scenică, așa, plăcută de spectatori. Dar eu am norocul că cânt mai departe de scenă, știi? Ca să nu mă vadă lumea la vârsta mea. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că pot cânta. Că merge vocea, că pot să transmit, că degeaba pot să fiu Maria Callas. Dacă nu transmit... publicului, nu, și cred că toți sunt așa, cei care iubesc meseria și care o fac de dragul cântecului. E adevărat că și pentru bani, da. Mai ții minte, mama Mioara, când ai dat primul interviu? Prima dată când ai fost în... Cum a fost senzația aia? Cred că la 20 ceva de ani. Nu mi-aduce aminte, că nu știu, am două vorbe să spun. Aveam o hârtie și când mi-aduc aminte, Dumnezeu să-l ierte pe Gheorghe Palcu, era la Viața Satului. Așa, la, da, știu, la Viața Satului, da, pe Gheorghe Palcu. Da. Și era, dar și pe erau, așa, da. Nu mai spun, un coace a venit. Și așa țineam după un pom. Țineam așa și mă uitam. Și cum fac? Ce mai faceți, doamna? Urât a fost, urât era. Acum, Doamne, nu că m-am deșteptat, dar pot să vorbesc liber. Când s-a făcut transferul ăsta? Când s-a făcut schimbarea asta? Târziu. De ce? Târziu, pentru că aveam emoții, pentru că să mă lași să cânt. Nu că nu-mi plăcea. Nici nu puteam să spun multe lucruri despre mine, pentru că nu știu dacă interesa pe cineva. Uite-te în ziua de astăzi, crezi tu că interesează pe cineva ceea ce fac eu? Ceea ce prezint eu publicului? Nu, dacă aș avea ceva de cancan, mamă, ce-o făcut Mioara Velicu la plajă, nu știu ce. Dar nu mă interesează pe mine lucrurile. Eu vreau să spun că eu m-am îndrăgostit în câteva rânduri, exact cum am declarat, de Mioara Velicu. De ce? Pentru că, dincolo de a ține ritmul, de a avea voce, de a avea o energie debordantă, când se oprea muzica, Mioara Velicu știe foarte clar că și pauza dintre melodii e importantă. Și atunci îți arunc o vorbă. Deci dacă acum Mioara Velicu, fiți atenți ce vă spun, ar zice, ne vedem la spectacolul
Fii atent ce vă spun. Luhoria Brenciu. Asta Bașca. Ne vedem la spectacol de stand-up muzical. Eu cred că ar răsturna filozofia tuturor stand-up-urilor. Pentru că dacă eu m-am distrat senzațional, lasă dansul. Dansul e pentru corp și pentru ureche, pentru inimă. Dar când e vorba de zâmbet, atunci Mioara Vericu știe să arunce gluma. Asta mi s-a părut mie senzațional. Păi eu n-am mai văzut pe nimeni un om în muzica asta populară, zic că stai puțin să vă spun pe aia. Stai puțin, tu nu crezi? A, faci... Mamă, ce tare! Și cum să spun, mai ales acum, după ce Nea Beni a zis, fata mea, du-te la romanțe. Deci avem o artistă populară, avem o artistă de romanțe și cu siguranță Beyoncé, eu cred că... Fii atentă, că vin din urmă. I'm coming. Eu cred că mai avem multe de descoperit la Mioara Vicu. Așa simt eu. Dar și eu sunt sigură că sunt în stare de multe lucruri. Numai să fiu provocată. Sunt în stare de multe lucruri. Mi-ar plăcea, adică mi-ar fi plăcut ca toate astea ce le am acum să le fi avut când eram mai tânără, inclusiv bani, pentru că aș fi putut răzbate altfel. Eu m-am lăsat foarte târziu. Eu din 63 cânt, dar de-abia în 75 am făcut imprimări pe care le-a auzit lumea la radio. Că nu mă lua nimeni în seamă fiind într-un la orchestră în provincie. Și erau personalitățile de aici și ne luau cântecele și noi nu aveam ce să facem. Și totdeauna a trebuit să aducem mereu, mereu, mereu cânteci. Mereu. Bun. Eu am pregătit, ne-am trezit de dimineață, am pregătit acest podcast și vine fiimea la mine și mă întreabă cât trebuie să scoate versurile. Și îmi zice, vreau și eu să scot versurile de la trompeta. Ce versuri? De la trompeta. Pe caută-le. Și săraca s-a dus să caute versurile de la trompeta. Zic, vezi că trompeta n-are versuri. Deci este singura bucată muzicală. Care nu are. Care nu are, de pe tot internetul, atenție. Deci, atenție. Sunt aici vorbe populare, e aici, sunt vorbe de duh și din când în când, atunci când mama Mioara se simte bine, măi copii, Louis Armstrong m-a iubit, să știți. Deci cum a venit ideea asta cu trompeta, că mi se pare o chestie absolut senzațională, este unul dintre cele mai atractive momente, pentru că el implică mai multe lucruri. O posibilitate pe care eu nu o am, niciunul dintre noi nu o are, de a mlădia cumva nazal să scoată sunetul de trompetă, în același timp niciunul dintre noi nu poate să facă cadența aia nebună și toată lumea de aici din față zice, băi, nu-i... La un moment dat am zis, băi, luați-o mai încet. Nu așa repede. S-o crezi tu, zise Ștefan. Horia, eu sunt conștientă și am fost totdeauna, nefiind o femeie frumoasă și nici deșteaptă, eu știu ce spun, a trebuit să-mi fac un joc de scenă cu care să captez publicul. Și atunci, în mintea asta mea, pentru că am învățat foarte multe lucruri la țară acolo și acolo erau oameni, femei care știau să cânte și oameni în vârstă care mi-au dat foarte multe cântece și a trebuit să învăț să fac un show, dacă pot să zic așa, la scenă ca să atrag publicul. Pentru că Dolănescu, Dumnezeu să-l ierte, nu-ți exagerez, așa stătea la microfon. M-am născut lângă Carpați, la poale de munte, fără să schițeze nimic. Da, lumea era moartă după el. Mă, moartă! Ce a avut Dolănescu? Nu știu, nu făcea nicio mișcare, nu făcea nimic, așa stătea. Dar era extraordinar de iubit. Era, avea cântece frumoase, cântece în care se regăseau toți cei din sală. Și au rămas cântecele lor. În continuare sunt șlagări pentru că noi am mâncat pâine după urma cântecelor lor, da. În anul în care a dispărut, ții minte că am fost la Iuliana Tudor și Iuliana, ce zici, când s-a rupt un lanț plin de iubire? Ai, ce frumos! Și când am început să-l cânt, eu eram din altă... Și da, merge în voce. Și mi-am dat seama că atunci când am început să cânt,
mă duceam pe traseul lui vocal. S-a rupt un lanț plin de iubire. Fără să vrei, vezi? Și zic... Ca firul cel mai subțire, unde-am se duce și altul vine. Nu mai știu de anină. Ce frumos cânta! Când veneau în spectacole, el cu Maria Ciobanu, lumea era și prin copaci. Mă, nu se poate ce aglomerație. Iar pe Benoni îl scoteau din stadion cu poliția cu cai. Pentru că atât de iubiți au fost și toate cântecele lor au fost șlagăre. Noi cântăm frumos, noi avem cântece frumoase și avem genul fiecare din zona respectivă, dar nu a ajuns nimeni la nivelul lor de a-i cunoaște lumea atât de bine și a-i ține minte. Poate că era și epoca de așa, da, de așa adevărat, manieră. E adevărat, e adevărat, pentru că exista o singură televiziune, da. Pentru că... Ei își permiteau să cânte orice fel de melodie, de suflet, de mamă, de tată, de copii, ori noi care eram angajați, foaie verdișul alea, măi, mândră sândi țara mea, măi, și nu prindea. Adică, nu. Adică nu, trebuie să facem repertoriu. Sigur că da, noi nu puteam cânta. Ei puteau să cânte orice. De, nu înțeleg. Nu știu, pentru că erau vedete, da. Păi da, și atunci când ești vedetă, gândi numai de mamă, de tată și nu poți să... Mai cântau și câte un cântec din ăsta când îi filma pe de 23 august și 1 mai și nu știu am ce. Am înțeles. Dar făceau mai puține compromisuri. Sigur, și făceau adică. câte 2-3 CD-uri pe an. Plăci din alea de vinilit. Da, da. Și că făceau și toată lumea cumpăra CD-ul, că nu era decât 2 ore de emisiune de populară și asta sâmbătă și duminica se întâmpla la Viața Satului. Și totuși atunci ne-am făcut cunoscuți, cred că să zic din toată țara, vreo 400-500 de soliști. Ne-am făcut cunoscuți pe care să-i cunoască lumea, pentru că radio a avut un mare, mare aport pentru... De la televizor nu te puteai vedea, dar mergeam în spectacol. De exemplu, stăteam în județ, în Timișoara, să zic, stăteam o lună de zile și făceam toate comunele. Și te vedea lumea altfel. Ah, te-am văzut, dar acum te vede pe ecran. Practic, uneau ce auzi la radio. Exact, cu, exact, cu fața. Exact, da, da, da. Radio îl puteai lua oriunde, și la treabă, cu tine, și la muncă, puteai să-l iei oriunde. Ori la televizor nu te puteai uita decât atunci. Și totuși ne-am făcut, și era o comisie drastică. Nu se poate, adică nu puteai trece cu orice. Deodată am dus 10 piese și nu mi-a aprobat niciuna. Comisia la? La cânteci, când trebuia comisia să facem... Da, da, era o comisie care, de oameni specialiști, altfel, păi altfel măi... Orice cuvânt care avea două sensuri? Sigur, și, dar nu puteai să cânți cum cânți în ziua de astăzi. Măi, Horia, ce să cânt în ziua de astăzi? Nu trece. Doamne, mi-e frică să mă uit câteodată. Sunt lucruri pe care nu poți să le spui, chiar dacă undeva mai înte poți, dar pe scenă să spui lucruri urâte. Nu știu cum, ne-am pierdut de tot, ca, nu știu, ca tradiții, ca obiceiuri. De-aia au rămas soliștii care au repertoriu frumos. De-aia există amintirile acestea, pentru că sunt amintirile. Vorbele astea goale și urâte nu prind acum, la ora sub piele. Da. Dar da, vorbele noi, da, frumoase da, ți intră sub piele. Da, da. Pe când cânta Maria Ciobanu, Maria Lătărețu, simțeai cum crește colțul ierbii. Când doinea Maria Lătărețu, pentru că a fost mare, fără niciun fel de școală. Îi spunea Maria Tănase, ce auzeam eu de la Benoni, îi spunea Maria Tănase, tu nu faci vocalize, că erau la teatru Tănase, tu nu faci? Da, șefă cer. Da, merge. Și mergea extraordinar de bine, da, mergea. Când intra săraca și cânta, mai ții minte, măi dragă Mărișă, dar câte cântece nu a avut, câte șlagări. Gândește-te că astea au fost cântecele pe care le cântăm și în ziua de astăzi. Cum sună mai ținite? Voi mai țineți minte cum sună mai ținite mai dragă Mărie? Dar numai că nu poți din tonalitatea asta, e tonalitatea ta. Măi! Mai ții minte, măi dragă Mărie, când erau strugurii copți în vie și tu erai mică măriuță. Știai să-i dai nechid.
să-i dai nechihuriță. Să nu crezi, neicuță, că-m uitat, că erai frumos și erai înalt, și m-ai dus la apă, la gilor, tu măi. Dar eu nu știam, neică, să n-o. Și m-ai dus la apă, la gilor, tu măi. Dar eu nu știam, neică, să n-o. Nu, acum, Ștefan, pe Ștefan prima dată l-ați uimit. Mamă mioară, la... Era Timișoara? Unde erați? La Cluj. La Cluj. Și acolo era, ce ansamblu era la? Cu ansamblu Ratuc. Și la un dat, vezi că vine Miera Velică, vezi că vine la ansamblu. Și i-a început melodia, o melodie a început așa, liniștită. Da, a început, nu mai era și stop. Stop, ce faceți aici, copii? Hai, mai puțin mai cu viață. N-aveam timp. Da. Repede. Și chestia asta, că ne reîntoarcem la faza asta, eu vreau să-mi spuneți mie, iubita mea, mamă, miară, cum... Cu trompeta. Deci se presează nasul. Da. Așa. Și faci și așa. Noi moldovencele... Avem începe bine, un stil, noi începe perfect. Avem un stil mai deosebit. Tot timpul avem cântecele astea mișcate, bătute, rusască, sârbele care sunt foarte dansante. Antrenante. Da, antrenante, așa. Da, așa. Și eu la Ciocărlia mi-a spus Maria Butaciu, Dumnezeu să odihnească, măi Mioara, tu cânți ca o trompetă. Așa mi-a zis, tu când faci și ia fă tu o imitație de trompetă. Ea mi-a zis, pentru că nu. Și atunci zic, dar cum să fac, mă, că nu știu. Și atunci eu acasă mi-am intrat în minte ce a zis ea. Și atunci zic, ia să țin eu așa, că de fapt dările trebuie să le presez. Da, eu pot să fiu om orchestră. Păi nu, e clar. Nu, dacă încerci și tu poți să faci așa ceva. Pe swing, copii. 1, 2, 3 și... Ta-ra-ta-ra-ta. Eu te fii atent. Eu pot să vă... Da, dar nu iese. Da. Nu pot să cânt mai sus când cântam. Dacă dați mai jos, pot să fac asta, da. Mai jos. Pentru că de la un timp nu mai pot cânta tonalitățile care le-am cântat când eram mai tânără. Și, nu, de la l-am cântat, da? Dar acum, deci să-mi dea mai jos, nu mai pot. Uite, de exemplu,
Mai avem timp, mă, că eu am de vorbit. Asta e mâncare, asta e primul fel, asta e primul ceai. Mai sunt 10 ceaiuri și 10 feluri de mâncare. Eu mi-a plăcut un cântec, adică mi-a plăcut din toate zonele să cânt, însă cel mai mult mi-a plăcut zona Banatului. De ce? Pentru că atât de frumos se doinește în Banat, pe cuvânt, atât de frumos. Sunt doine peste tot, în toate zonele țării sunt, dar în Banat, ca în Banat nu există. Și dacă îmi permiteți, te iei după mine, că nu pot să spun tonalitate. Unde merge mama Mioara, te duci și tu. Te duce la în Egipt, te duci după aia în Egipt. Te duce acolo la... Ai înțeles, mă, băiatule? Măi, Dima, tu ai înțeles, mă, ce zic eu? La obreja într-o grăgină mi-a prins dor o rădășină, măi. Au, 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 Ioane, Ioane, după cine doda moare, măi. Au, au, după cine doda moare, măi. Bravo. Apoi am auzit de curând, deși ea l-ar imprima de foarte mult timp, Maria Tănase. Foaie verde mărăcine, foaie verde mărăcine, frică-mi-e că mor ca mâine, frică-mi-e că mor ca mâine, măi. Dar mor duce la mănăstire și-or pune pământ pe mine, pământ negru, iarbă neagră, trece mândra, nu mă-ntreabă, măi. Deci eu mă duc în Egipt cu mama Mioara. Mă duc și nu o să mă zică nimeni, că o să mergem amândoi. Cine e cuplul ăsta? Ce trebuie să aibă o voce? Ce trebuie să aibă? Asta e o întrebare care revine pe buzele tuturor. Ce trebuie să aibă o voce să te facă să o iubești? Stop! Și acum, ascultând vocea asta, ea nu trebuie să fie înaltă. Ea nu trebuie să fie joasă. Da, Ea trebuie să spună povestea pe care inima mea, prin intermediul urechilor mele, o așteaptă. Asta e o poveste, da, care îmi place enorm. Doina asta este... Poate o... cam... să știi că înainte nu cântam doine. Eram tot timpul pe... Oi, verde garofiță, joi la joc. Tot timpul eram așa, zic că am prinde la public asta. Dar pe urmă, mai târziu, așa? Mi-am dat seama că merge vocea și că pot să cânt. Ca dovadă că am cântat Miorița când am fost la o emisiune. Miorița 2015. Este... Da. Ferma. Da, da. Miorița este o variantă a la Mioara Velicu, pentru că adevărata Mioriță se cântă în Vrancea. Adevărata Mioriță. Dar eu am făcut pentru Ionuț Iftimoaie, pentru că el a ieșit din joc, votat de fete, deși el merita să iei, și atunci regizorul mi-a zis, ia, puteți să cântați Miorița pentru Iftimoaie, că el pleacă acasă. Și atunci am făcut o strofă special pentru el, că nu se află în Miorița adevărată. Nu. Asta, am ascultat melodia și zic, Miorița. Și Miorița să se ducă cu toate strofele? Nu. Dar ideea finală, exact, asta, da, cu, da, că lume nu-i de toate, da, că nu-i dreptate. Da, 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 exact pentru el am făcut-o. Asta e făcută de mine, compusă de mine, că sunt și deșteaptă. Cum sună Miorița? Deci eu cred că am avut... Vrei să cânt ultima strofă? Nu. Miorița toată. Miorița toată? Da. Pe un picior de ploaie, pe o gură de roie, iată vin la vale, se cobor pe cale,
trei turme de oi cu trei ciobănei, unui moldovan, altui ungurean și altui vrâncean și altui vrâncean. Iar cel ungurean și cu cel vrâncean măre se vorbiră și se sfătuiră la pus de soare, ca să mi-l doboare pe cel moldovan, că-i mai ortoman, care oi mai multe, mândre și cornute, și cai învățați, și câini mai bărbați. Mioriță laie, laie, bucă laie, de trei zile încoace, gura nu-s mai tace, iarba nu-s mai place, orești bolnăvioară, drăguță mioară. Stăpâne, stăpâne, ascultă la mine, ia cu tine un câine, mergi pe drumul tău doar cu Dumnezeu, că-n lume-ți de toate, dar nu e dreptate, tu n-ai priceput și te-au doborât. Au, 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 au. Mulțumesc din suflet. Aoleu, eu mă gândeam, aoleu, mă gândeam, zic acum când mă duc la cine știe ce întrebări îmi pune Horia, și mă gândeam că nu mă cunoști atât de bine. Dar spre fericirea mea, îți mulțumesc din suflet că... Eu îmi fac cu fata mea cea mare, noi ne facem temele și copiii s-au pregătit foarte bine pentru această întâlnire, pentru că ni se pare că mama Mioara... Ești o bogăție. Efectiv o bogăție. Iar bogăția asta se vede în ușurința cu care cânți, pentru că toate tehnicile pe care le-ai prins de-a lungul vieții, dar în special copilăria care ți-a alimentat tot traseul ăsta. Probabil că atunci când în copilărie, nu știu, poate că apropo de descoperirea unor lucruri mai recent, poate nu era momentul să fii libertină, să fii nebună. Da, a fost un avantaj, să zic, da? Da. Pentru că cine știe ce m-aș fi apucat să fac. Eu de obicei, eu de câte ori mă întreba bărbatul meu, unde ești, măi, Mioara, pe centură? Pentru că eu stau pe centură. Eu stau pe centură în Cosmopolis acum. Acolo, da? Adică, măi, nu stau acasă. Da. De eu te întreb în fiecare zi pe acolo. Da, așa că acolo, nu e problemă. Da, stau, da. Iubita mea, mama Mioara, tu l-ai văzut pe soțul tău prima dată într-o poză. Da, mi-a făcut, adică mi-a arătat poza Maria Butaci, Dumnezeu să o odihnească, că eram la Ciocârlia. Și a zis, măi Mioara, ce-ar fi să cunoști tu băiatul ăsta? Pentru că este un băiat foarte serios, muncitor, e sportiv, bun, e... Era înainte să devină campion mondial și olimpic sau... După. Și a zis, uite, după, un băiat muncitor... Păi, da, pentru că el, știi de ce? Dumnezeu să-l odihnească, am avut norocul să am așa un soț minunat. N-am să-l uit în viața mea, m-a învățat foarte multe lucruri, știa să facă absolut totul și mă proteja și avea grijă de mine și eu n-aveam nicio treabă, eu aveam numai cu cântatul. Nicolae Martinescu, el a fost campion la lupte greco-romane. Și campion mondial, da, olimpic, da, ca să înțelegeți. Iar eu
Cum erați amândoi? Cum erați amândoi? Ați avut o căsnicie de 38 de ani. Horia, o căsnicie foarte frumoasă. Nu ne-am certat niciodată. Adevărul este că stăteam și departe. Când pleca el în cantonament, eu eram acasă. Când plecam eu în turneu, el era acasă. Și tot timpul, și nu erau telefoane atunci. Aveam ceva de făcut, da. Da, aveam ceva de făcut, dar o armonie a fost extraordinară în casă. Nu pot spune că nu ne-am certat, că nu aveam discuții. Și, el îmi zicea doamna gălăgie acasă. Nu că cred așa ceva! Nu cred, nu se există așa ceva! Nu există. Pentru că mie mergea gura și el era mai, deși era luptător și asta, era mai temperat. A fost toată viața lui așa un... Dar era disciplinat, adică da, îi da, punea. Da, într-adevăr se făcea atunci sport adevărat. Și când venea acasă de la o competiție, discutați, mă, cu cine te-ai luptat? Da, sigur, dar eu am fost, eu nu-l știam până am venit în București și nu l-am văzut luptând, dar mi-a spus, el mi-a povestit din țările în care a fost și unde a luat atâtea premii și s-a întâmplat să se lupte aici în București cu fratele lui, care era și el tot luptător, Mișu. Și te-ai dus acolo? Nu, mi-au spus ei, nu i-am văzut. N-ai fost la nicio luptă? Nu, păi da, l-am cunoscut după ce el era antrenor. Nu l-am cunoscut în timpul când era sportiv. Am înțeles. Și a luptat cu fratele lui, s-a nimerit să fie amândoi să lupte în scenă. Și el era mândru că el era campion, nu știu ce, dar fratele era și el. Ambițios? Și el, da, ambițios și la luptă amândoi. Dar cei din sală, și că uite, ce-o zice taică sau când îi vede pe amândoi. Și bărbatul mi-i spunea lui Mișu, Mișule, eu vezi că ești campion, lasă-te și tu mai să câștigă. Și a zis, nu, că dacă mă las, mă trântești. Și a câștigat Mișu, da, n-a câștigat. Da? Da. Când eram cu fratele meu, când eram mic, ne știam că dacă noi ne împreunăm așa mâinile și ne luptăm, sunt lupte greco-romane. Da. Și atunci aveam campioni la lupte dacă vreți vă arăt. Numai că acum dacă mă pun pe voi, vă fac pilaf, așa că lăsați, stați acolo. Deci și... tot rău ești așa. Deci tot rău. Fantastic. Da. Dar el trebuie să fi fost la un concert. Da, era la concert și fii atent, plăcea extraordinar să doinesc. Și aveam o doină de la mama pe care el o iubea extraordinar de mult. Și eu când mă duceam la o nuntă, că mergea cu mine, eu nu puteam să mă încep Horia cu o doină, că murea lumea acolo. Da, la jumătate. Da, mai cântam pentru el, că era el și câteodată îi spunea, fii atent, când s-a făcut jumătate de oră, să-mi faci cu mâna, așa că gata. El uita. Și eu cântam. Băi, am trecut două ore, mă, băiatule, mă! Unde ești, mă, Nicule? I-am terminat. Și îi plăcea. Yeah. Pe o culme tristă doarme, ai și cerul plin de stele, patru plopi mi-ascund în umbră casa mândrei mele. Și tot timpul mă punea să o cânt, să cânt doina asta. Și zic, Nicu, dar nu-i de asta, e de spectacol, e de asta, nu-i de nuntă. Hai că ți-o cânti acasă. Dar fără bani nu cânt. Mama Mioara, spun ceva. Câteodată, și acum să traduc ce s-a întâmplat. Câteodată, femeia de lângă noi ne poate mângâia sufletul. Ne poate mângâia sufletul cu o doină sau vine efectiv și ne mângâie pe noi. Da, eu l-am iubit enorm de mult. El nu că nu m-a iubit așa cum l-am iubit eu, dar el era mai rece, mai rebel. Da, n-am știut, dar el simțeam de la el, dar nu-l puneam. De fapt, și tatăl meu tot la fel era cu mama. Noi, eu n-am văzut niciodată să o mângâie pe mama în fața noastră sau să o pupe, sau nu am văzut așa ceva. Deci aveau un respect și o dragoste ei, fără ca noi să știm copiii, să învățăm cine știe ce lucru. Nu. Au fost cu un bun simț extraordinar și eu mi-mi doream ca bărbatul meu să mă mângâi, să vină, dar el avea un pic de reținere așa, pentru că el așa a fost învățat ca sportiv. Da.
ca sportiv a fost învățat mai dur, mai asta, să treacă peste. Mamă, când făcea câte o privire din aia, eu stăteam la locul meu liniștit. Sau când a apărut prima dată casetele alea video, mamă, nu se poate, eram înnebunită să mă uit acolo. Și mă uitam cu mama și cu fiii mei, mă uitam la asta și el zicea la un moment dat, Mioara, eu mă duc să mă culc. Eu mă făceam că n-aud, nu? Hai că mă duc să mă culc. Da, a fost extraordinar, mi-a făcut viața frumoasă. Dacă mi-ar spune cineva acum dacă să-mi refac viața, mi s-ar părea o jignire. Pentru că l-am iubit enorm de mult și că nu mai sunt vremurile. Și pentru că eu am țărănismul ăla în mine de la țară, din moment ce nu ai jumătatea, trebuie să... Eu te înțeleg. Numai că eu cred că mama Mioara acum, Mioara Velicu, este o femeie care trebuie iubită. Și dacă cineva acum apare în viața ta și spune, Mioara, te iubesc, îl crezi? Știi cum zic? No. Să știi că pe TikTok, ca să te pun la curent, există oh no, oh no, oh no. Eu de bărbatul meu m-am drăgostit de la o poză. Am fost într-un turneu la Petroșan și știi cum era înainte, adică nu știu dacă știi, cu frigurile care... Și eu văzând poza aia, atâta vise îmi făceam, eu nu știam dacă el o să mă placă sau nu. Cât timp a trecut de la poză până la întâlnire? Cam o lună de zile. Și când am venit și mi-a făcut cunoștință cu el, Maria Butaciu, am zis că asta este jumătatea mea, asta este viața mea, acum o să fii. El n-a fost de la început așa să zică, băi, gata, am stat împreună vreo 3 ani de zile. Asta și nu mă mai cerea din nevastă. Și eu am zis, a venit cumnat fratele meu la mine și a zis, hai noroc cumnate. Și el a zis, nu, că nu suntem cumnați. Atâta mi-a trebuit, am început să plâng și m-am dus în camera cealaltă. Și ce se întâmplă, Mioara? Da, ce am zis? Păi uite, ai zis așa, hai fixează tu data anunții. Și așa ne-am căsătorit. Doamne, Maică Domnului, și-am dus o viață frumoasă și aveam siguranță și... Ce să spun, a fost... el și-a iubit enorm din ca și mine meseria pe care o facem. El aducea copii din toate județele pe care îi vedea la un concurs și îi ducea la părinții acasă și îi aducea la că Dinamo, la club, da? Și dacă vedeau că-s buni și îi ducea la școală și făcea Academia de Poliție și au ajuns foarte mulți, acum sunt în poliție, da. De-aia ești îndrăgostită de Dinamo? Din cauza lui sunt îndrăgostită, din cauza lui și îmi pare atât de rău că de câte ori aud că se întâmplă ceva rău, mă doare sufletul și aș vrea să fii cum erau înainte din amoviștei. Eu nu sunt mare... Eu de fiecare dată mă gândesc că pentru mine muzica este cea vitamina de care am nevoie. Dacă eu sunt jos, spiritual, sentimental, îmi pun o melodie ca să mă ridice. Da. De ce nu-și pun dinamoviștii în vestiare? Păi da. Hai bădiță, bădișor. Că se ridice, m-a întrebat, am avut un concert la Chișinău, la Filarmonică, față în față cu publicul. Și îmi puneau întrebări. Și mi-a fost frică, zic, cine știe ce întrebări îmi pun acum și nu o să știu să răspund. Că e altceva când vorbești și să imprimă și e altceva când ești direct cu publicul. Și mi-a pus cineva întrebări, mi-a pus o întrebare. Credeți că muzica populară este o vindecare pentru un bolnav? Și, da, nu știi, ești pregătit atunci. Și Dumnezeu care mi-a dat ce mi-a dat, am zis da. Păi știți cu ce aș începe? Aș începe cu o doină, că el este bolnav, este grav, așa? Și aș începe cu o doină și aș cânta și aș trezi în sufletul lui dorința de a merge mai bine. După aia aș cânta un cântec de dragoste, după aia aș trage cu o sârbă și până cu o bătută. Și l-aș vindeca. Gata, externare. Da. Da, e adevărat. Da. Eu am citit mai multe lucruri și vreau să-mi spui adevărul. E adevărat că el, la un moment dat, a fost într-o cameră unde a dormit. Da. Și s-a intoxicat cu monoxid de... Da, la țară. La țară. Din cauza sobei de teracotă? Da, da,
Da. Și a stat în camera aia. În cameră și să vezi că dacă... Deci i-ai spus să pleci de acolo. Da, și i-am spus pentru că nu funcționa soba atât de bine. Dar el a zis că el doarme mai la răcoare și eu am zis, nu pot să dorm aici, nici cum mă duc în camera cealaltă, că e mai cald acolo și hai vino și tu să stăm. Și a zis, nu, că eu mă simt bine aici. Și trebuia să... Era a doua zi de Crăciun și trebuia să tăiem porcul, da. Și a zis, noi am pus cea unul la apă, cu încălzit, tot am făcut. Și el nu se mai scula. Și m-am dus, mai micu, dar nu te scoli. Și când m-am dus, l-am văzut pe o parte, avea spume așa la gură și a fost în comă profundă. De la monoxid, în comă profundă. L-am dus la... Nu puteam să-l cărăm, că era zăpadă. Și el greu, că avea, da, sigur că da. Avea 1,86 m și 100 de kilograme. Deci nu puteai să-l miști oricum. Și știi cum e omul bolnav? E mai greu. Mai greu, da. Și am chemat din sat câteva persoane, l-am luat în pături, l-am dus în mașină și l-am dus la tecuci. Că nu a putut să intri salvarea. Și după aceea și-a revenit. Dar a fost în comă, deci nu știu când o fi fost, când o intra noaptea. Nu știe nimeni. Nici el, după ce s-a trezit, nu și-a dat seama când s-a întâmplat. În somn. Deci a fost în somn. Eu cred că și-a revenit datorită corpului puternic, cred datorită condiției fizice. Cred că da. Și tot timpul ne-am întrebat de ce ca sportiv, că a avut oricum altă condiție și s-a întâmplat așa. Și până seara și-a revenit. Până seara și-a revenit. Când mi-a spus doctorița, dacă nu-și revine, înseamnă că nu mai poate. Și el l-am auzit odată făcând așa, tot timpul am stat lângă patul lui și l-am auzit așa, și aoleu, se trezește. El s-a trezit din comă. Din comă, s-a trezit din comă și ce-l durea mai tare, el fiind lung, patul era mai mic la spital și piciorul lui stătea în marginea și îl durea piciorul. S-a apăsat prea mult. Da, că a apăsat prea mult, și îl durea piciorul și s-a trezit și mi-aduc aminte că trebuia să cânte Revelion, că tot timpul mi-a zis, du-te și cântă, că asta îți place să faci. S-a trezit și mi-a zis, Mioara, du-te la Revelion. La Slobozia trebuia să mă uit, abii zăpadă, trenurile nu merg, unde să mă duc? E treaba ta, dar eu mi-am revenit, sunt bine și de atunci. Dacă el... Asta când s-a întâmplat? În ce an s-a întâmplat asta? Oh, nu mai țin minte. Deci, cam prin 90... Nu, în 2005, cred. 2005. Da, în 2005. Că el... a fost atât de afectat de treaba asta după ce și-a revenit și n-a vrut să meargă tot timpul la medic să fie, da, tot timpul să fie supravegheat. La banii care aveam eu, care avea și el, putea să meargă la orice în străinătate, să meargă să-și... El n-a vrut. El s-a dus la țară la el și a făcut o casă acolo, a muncit foarte mult și nu îi venea greu. El a avut, după asta, a rămas cu sechele, două lipomuri de sânge pe aortă. Și alea nu puteau fi dizolvate decât prin operație specială. Da, și nu putea să-i facă operație pentru că nu stătea bine cu inima. Deci l-a afectat foarte mult treaba asta. Nu stătea bine cu inima. Nu mai putea să fie la fel ca înainte. Nu mai putea. Și l-a afectat și el m-a dus la doctorul Țintoi, Dumnezeu să-i dea sănătate, și nu vrea să meargă la medic. Și eu m-am dus la el cu actele, cu toate dosarele, că el numai la spitalul militar. Militar se ducea. Și m-am dus, domnul doctor, uitați așa, așa, doamne, nu pot să fac nimic până nu vine aici. Și cu greu, cu foarte mult greu l-am dus acolo. Și făcea în fiecare, la 3 luni, îi făcea o injecții de să dizolva cât de cât, dar să stea la terapie intensivă. Și el cu casa, cu asta, el n-a avut grijă de el. Nu a avut grijă de el. Îl forțam pur și simplu. Că putea să trăiască și acum. Și puteam să fim foarte bine. Dar cum ți-ai scris în soartă? Știi că, ce faci, măi? Ce face fratele tău? A murit în accident de avion. Da, unde era pasager? Nu. Dar era capitan, ce era? Nu, mă, era pe câmp cu oile și s-a uitat după un avion și o căzut într-o groapă. Așa că a murit tot de accident. Dacă ți-ai scris, da. Da. Și peste 8 ani după 2005 se stingea și... înțeleg perfect dragostea dintre voi, pentru că după moartea lui, un an de zile, da. Tu nu mi-ai gândit. Am stat numai la cimitir.
Acolo? Deci în fiecare zi mă duceam la cimitir. Până m-a certat fiimea și a zis că nu te gândești că mai ai și o fată și o nepoată, acum ce faci să te prăpădești? Nu mai puteam să te-am în apartament. Amintirile, Doamne, tot te absolut. Absolut. Măi, am avut și momente când ne certam, dar nu mi-am adus aminte deloc de ele. Numai de ce-i bun. Și cred că așa ar trebui să facă fiecare, pentru că de ce să-ți aduci aminte de rău? Rău să rămână în urmă, știi? Și pe urmă ne-am mutat în Cosmopolis și sunt și în ziua de astăzi și sunt cu fata mea, nepoată mea și-a luat și acasă acolo și suntem bine, iar eu nu vreau să stau acasă. Sunt tot timpul pe drumuri, la cântări. Chiar dacă stau pe centură. Poate nu știți, vă spun eu acum, mama Mioara a făcut o pasiune pentru un turc dintr-un serial turcesc. Măi, Horia. Mi-l spui cine e, îi iau telefonul, Horia. Îl chem aici. Dacă tu vrei să-mi vreau faci. Să vorbesc cu el, în primul rând, nu oricine se poate, să știu, îl știu eu, îi dau un telefon, Türkürü Stingimbül, Stingimbül. Și să-i zic eu, Günaide. Să-i zic eu așa și cum îl cheamă în primul rând? Măi, dacă când împlinesc 80 de ani, la anul pe 19 octombrie, am zis că cea mai mare bucurie a mea ar fi să am un autograf de la Burak. Dar de ce nu mi-ai zis? De la Burak Özçivit. Măi, o frumusețe de bărbat și îmi place cum joacă. A jucat în Dragoste Infinită. Eu cu Maria, cu Irina Login și cu Mirabela stăteam numai la asta. Noi toate trei suntem înnebunite stai. Știi că mi-a spus Mirabela. Știi, s-a uitat la mine. Zice, seamănă cu tine. Zic, mă, stai liniștit acolo. Bela, stai în loc acolo. Îl cheamă Burak Özçivit. Burak. Iertați-mă, Burak? Da. Oscilococinum. Özçivit. Glumeam! N-am pot să fac o glumă! Oscilo. Bine. Perfect. Iar eu am văzut și mai am un actor care îmi place, pe care l-am văzut și este Angin Altan, care a jucat în Dirili și Ertiuriul, dacă pronunț bine, un film istoric care mi-a avut 5 sezoane, câte 70 de episoade un sezon. Nopți întregi n-am dormit, eram foarte obosită ca să văd acest serial. Îmi place... Ăla cu... Da, ăla seamănă cu Bodo. Da, exact. Ăla l-am văzut și eu. Și, zic câte, hai să intru pe el, pac, urmăresc câte pe 2-3, nu știu. Uite, de exemplu, acum văd, după aia urmează băiatului, care Osman Temeitorul. Cine vede? Dar nu văd tradus, mă, nu văd tradus. Și eu îi văd așa netradus, că deduc, că sunt deșteaptă ca cea. Dar nu, câte cuvinte? Pentru că sunt filme istorice și atunci... Și cu bătăi și cu toate astea, păi, știi? Să știi că bătaia este într-un anumit film, nu ți-o bagă în fiecare episod. Te țină puțin, mai stai puțin lângă noi. Îmi pare rău că nu poți să... Dar știi ce mă deranjează? Uite, foarte bine. Mă, nu s-au sărutat deloc, mă! Da. Ei și indieni. Cum, mă? Băi, lasă-mă în pace, mă, să se sărute, mă, oamenii acolo. Nu, mă, de ce? Măi, Horia, iubita vremea... mea, atât o atinge... Nu-l atinge, parcă e în... Horia, nu ți se pare normal? Pentru că înainte descopereai tu femeia. Nu venea dezbrăcată și nu știu ce să-i mai vezi la ea. Corect, e adevărat. Ce să mai vezi la ea? Sunt de acord aici. Tu era îmbrăcată, cum spunea ăsta Dor Octavian Dumitru, bunicul la bumb. Te-ai să uita când îi disfăcea paltonul. La nasturi, adică așa, bumb. Adică, ce bunica să o vezi, bunica în față? Nu, de asta zic și de părinții mei și toți cei care am trăit pe vremurile mele. Da, mama mea, dar nu se sărut... Nici pe obraz. Deci, cred că cel mai înalt gest de dragoste este o frecare obraz de obraz. Atât. Vorbesc serios. Deci, o îmbrățișare puternică. Nu știu, trebuie să vorbesc. Deci, o să vorbesc și cu Burak și cu... Da, eu am să vorbesc cu Burak Özçivit pentru că nu-mi place cum s-a terminat Dragoste Infinită. El a murit.
Îl resuscităm noi! Cu Irina și cu Mirabela să spunem, domnule, mai faceți asta, că nu mai merge, mai faceți un sezon. Dar ele nu-l cunosc, nici Mirabela, nici Irina. Nu, niciunul. Mamă, ce ar fi să... Mai ai dus, dai seama să mă duc, să vin la tine în emisiune și să spui, poftim autograful. Iubita mea, dar așa se va întâmpla. Iartă-mă că îți spun, dar așa se va întâmpla. Maică, dar el are timp din mine, măi. Avem doi... Dar nu, e foarte simplu. Nu, adică știu și calea. Nu-ți spun sincer, voi face, deci... Doamne, asta este misiunea mea. Acum am dau seama de ce am fost lăsat eu pe pământ. Horia Brenciu. Nu spun ostea. Dorințele. Apropo de ce zic, că la un moment dat fiecare artist are ostea. Da, mie. M-a pus ostea. Mi-a pus o bucată de piatră. Vezi că ăsta e meteorit, mă, Horia. Și mi-a pus acolo meteorit. Horia. Orice movilă să crede un vulcan. Un vulcan. Da. Sau orice bloc cât de înalt ar fi, tot de jos să începe. E adevărat. Așa că adevărat. De aia trebuie construită, nu odată. Să te vezi așa odată că ești mare solist și odată, tot odată cazi. Că nu... Ăsta e un lucru pe care vreau neapărat să-l aflu. Te-ai luptat, ai învățat. Totuși, mulți oameni fac așa, dar nu mulți se pot lăuda cu 60 și ceva de ani de activitate. Adică un 10 ani, poate 20, uite, am ajuns pâș-pâș cu lupte multe la 30. Dar la anii ăștia trebuie să fie un secret, trebuie să fie un fel de abordare, trebuie să ai un principiu de bază. Care este principiul de bază pe care îl simți? N-aș ști să spun principiu de bază. Eu cred că așa m-am născut și eu nu-mi dau seama de valoarea mea. Eu nu mă cred. Eu ți-am spus, mă cred un slujitor al folclorului. Eu niciodată nu o să-mi zic vedet. Nu-mi place să-mi zici vedet, că nu știu cine. Că nu sunt. Da. Eu sunt un om care face ceea ce-i place. Și cine m-a făcut e publicul. Pentru că în momentul când îți dă aplauzele alea frumoase, tu nu poți decât să-l respecti cu mai mult de la tine și cu totdeauna cu noutăți. Eu pot să trăiesc, am cântece, pot să trăiesc din amintiri. Pentru Catrina asta, așa e hora pe la noi, este din 74 imprimată. Dar n-a avut același efect ca acum. Și mă gândesc că Dumnezeu fi zis așa, bă, lasă, nu-ți dau când ești tu tânăr, când sunt mai mulți, mai buni ca tine. Ia să-ți dau eu mai târziu, ca tu să ai trepte de urcat și să poți să mergi în continuare să bucuri publicul. Catrina. Da. Prima dată piesa asta, nu am auzit-o în interpretarea Mioare Velicu. Ai auzit-o la Silvia Dumitrescu. Exact. Da. Pentru că Silvia a zis că are o bunică la Bârlad, de unde eu am cules piesa și am imprimat-o, și a zis că a auzit-o la bunică. S-a dat bunic, s-a auzit-o de la mine. Da, deci mulți ani s-a spus... Ca și ani. Da, asta spun, Horia, că eu n-am fost promovată, eu n-am avut un spate asigurat, n-am avut un redactor care să mă propulseze, să mă aducă. Eu da. Nu, eu am făcut totul pe spatele meu, numai pe munca mea. De aia spun că am fost săracă financiar, pentru că conta foarte mult să ai un ban, să te duci cu un cadou, cu nu știu ce, nu mai spun mai departe, ca să te ia în emisiuni. Pe mine m-au luat în emisiuni pentru că am avut cântece, pentru că am avut voce, pentru că am cântat prima dată, am luat premiul locul 5, când erau la radio scrisorile adevărate, după Maria Ciobanu Dolănescu, Benoni și Irina Loghini, am luat locul 5 și nu mă cunoștea nimeni, doar din radio. Și am luat locul 5 cu Pădure cu Brazul Broș. Deci ăla a fost cântecul meu de referință. Pădure cu Brazul Broș, măileana mea, ia pleacă zvârful în jos, măileana mea, ca să aud cucu cântând, măi, pădurii, pădurii, să-l văd pe Badea trecând, măi, pădurii, pădurii. Deci ăsta a fost cântecul care m-a făcut cunoscută publicului. După aia a venit Hora. Deci am imprimat în același timp și Hora, Catrina asta, dar n-a avut același impact. Pe urmă am putut să cânt. A fost... Iar în 2019 a fost spectacolul vieții mele la Chișinău cu frații Advahov. 2019, unde am cântat Hora și 4.000 de oameni au cântat. N-am cântat-o eu. Au cântat-o ei. Asta. Da.
Au cântat-o ei și am zis că ce-mi doresc mai mult, mă? Nu vreau nici diplom, nici medale, nu vreau nimica. Pentru că are cine să ia? Un profesor, un doctor, unul ăsta are cine să ia. Eu lasă-mă pe mine să cânt. Da, iartă-mă, dar trebuie să spun un lucru. E prima dată când văd o piesă de genul ăsta în care e o combinație și aici un spectacol. Pentru că e și strigătură, e și cântec. Da, așa sunt în Moldova. În Moldova noi predomină fanfarele. Și pentru că mi-am cules foarte multe cântece de la fanfară, a trebuit să fac și o strigătură. Pentru că ei aveau o ritornelă pe care eu nu puteam să pun text. Și atunci... Nu puteai să o lași liberă, trebuia să o... Nu, păi, dar de ce să stau așa? Mi-mi place să muncesc. Foaie verde, baraboi! Da. Măi, de ce stați așa cu noi? Așa-i hora pe la noi, măi, șai, di-di-di-di-di-la. Ora mei moldovinească, măi, cine o știe să trăiască, măi, măi. Ai stânga unu, dreapta doi, așa-i hora pe la noi. Hai, di-di-di-di-di-la. Și moldoveanul lui îi place să bea in și apoi să joace. Când ajunge vino aici, se răspună pe o. Cine joacă și doinește, ai frumoasă viață trăiești. Am să chinui și am să cânt, când ai trăit pe pământ. Hai, Catrină, și ne arată, măi, cum jucai când erai fată, măi, măi. Așa-i hora pe la noi, măi, șai, de-de-de-de-de-la. Hai, Catrină, și le arată, măi, cum jucai când erai fată, măi, măi. Ai stânga unu, dreapta doi, așa-i hora pe la noi, măi, șai, de-de-de-de-de-la. Și foii verdi, păpușoi, păi, ia să ne învârtim și noi, bă. Păi stânga unu, dreapta doi, păi ca așa-i hora fi la noi, băi. Op, șa, șa, șa. Deci, ăsta e când hit, ai primul concert? Când ai primul concert? Iubita mea, primul concert la care te invit oficial pe 1 ianuarie astăzi, la începutul anului, mulțumesc, îl voi avea la sala Palatului Noiembrie, unde vom intra și vom cânta Catrina asta ca să rupem... Doamne, dar, mulțumesc cu ții. Dar după aceea, până atunci, lasă-mă puțin, mai am că 11 luni, nu? 11 luni în care să învăț să cânt la trompetă, să facem un duo pe scenă. Și tu să mă înveți un cântec de-al tău, să-l cântăm împreună. Pentru că eu sunt în stare de orice, nu te gândi la vârsta mea. Da, 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 un moment, nu, clar, nu. Nu, e 80 de ani, hai să mutăm puțin 19 octombrie în noiembrie. Dar, dar nu-i că e bine, că atunci chiar ei sunt împliniți și pot foarte bine să... Nu, mie-mi plac, nu, doar majore se întâlnesc, nu minore. Deci asta să fie clară, să nu se întâmple. Copilașul, drăgălașul și nepoata. Vreodată au cântat? Cântă.
toată familia mea a cântat, dar nimeni nu mi-a urmat drumul cântecului. E așa un... Știi de ce? Și nici n-aș fi vrut să-i forțez, pentru că... Dacă le place, normal. Sigur că da. Și au spus, mamă, nu-i de noi. Mi-au spus de la bun început. Deci sunt copii ai soliștilor care cântă foarte frumos. Deci este Andreea Voica, fata lui Nicoleta Voica. Ionuț Dolănescu. Da. De unde Maria Ciobanu, și din Ion, așa tată, așa mamă, așa fiu. Și Niculina Stoican. Fata Angelica Stoican. Niculina e o fată plină de viață. Da, da, da. Și cântă foarte frumos. Să spun un exemplu. Noi, prima dată, știi cât am cântat cu Niculina Stoican? 2010 era. Și am zis, Niculino, fii atentă, mergem în club. La tribut. Și am zis, fii atent, nu sunt singur. Vine și Mihai Constantinescu, vine și Corina Chiriac. Mamă, ce frumos, da. Și ții minte că atunci am zis și Toni Grecu. Și am făcut o... Cred că cea mai frumoasă întâi de ce... Cel mai frumos întâi de ce mi-a fost atunci. Îți dai seama, toți românii ăștia autentici cu... Da, da, cu greutate. Cu greutate. Bine, eu eram cel mai suplu. Așa. Erau vorbesc acolo în față. De muzică. Da, știu, eu vin de acolo. Eu fac că... Și dacă, de exemplu... Să știți că Mama Mioara știe o piesă. O piesă care nu este românească. Care? Piesa se numește Mama Mioara. Mama? Da, Mama Mioara. Italiană? Măi, Horia, o cânt, dar eu nu știu ce spun. Deci, mama, sunt tanto felice. Sunt atât de bucuros că o să facem sala Palatului împreună. Perché ritorno da me. Pentru că în sfârșit ai devenit majoră și poți să cânti acolo. La mia canzone ti dice, cântecul meu nu este baladă, ma il più bel giorno per me. Dar eu cred că o să facem treabă bună împreună. Deci asta zice, e foarte simplu. Mulțumesc, dai, dar ce frumos ar fi, Doamne, pentru mine ar fi ceva deosebit. Păi nu, da. O să... Adică vezi cum îmi dă Dumnezeu toate astea, da, la timpul lor. Da, dar să știi că și eu am același regret, câteodată. Că nu am știut mai multe acum 30 de ani. Și câteodată mă gândesc, mă, puteam de asta n-am știut, pentru mult. Că acum le înțeleg, numai că noi doi avem o calitate. Indiferent ce vârstă ai avea, publicul îți dă atâta energie. Așa e. Încât te duci mai departe cu noi și noi provocări, dar nu la toată lumea se întâmplă asta. Să știi, Horia, de câte ori merg undeva, la o filmare, televizorul scoate foarte multe defecte pe față. Eu n-am ce să fac. Asta la ferma, da, vedetelor? Da. La ferma... Eu sunt... sigur nu sunt tânăr, dar mi-ar fi plăcut să fiu, să arăt altfel, să nu am riduri, să nu am asta. Dar în toate ridurile astea ale mele, e un necaz, e o bucurie și câte 1000 de euro... Că mă duc la petreceri. Iartă-mă, dar poza asta. Asta a fost prima mea poză de afiș. Prima poză de afiș asta a fost. Prima poză de afiș a fost, da. Recunoaște. Fără niciun fel de... Că nu exista pe atunci... Editor de asta, da. Acum, dacă mă vezi, mi-a făcut Raul niște poze de zici că sunt nu știu cine. Dar mi-a zis fiimea, mamă, te rog frumos să nu le pui nicăieri, pentru că tu ești așa cum ești și nu vadă lumea că tu ți-ai făcut operație. Pot să-mi fac operații să arăt, dar ce mă fac cu spatele? Zic că față liceu, spate muzeu. Deci sună așa melodia. Mama, solo per te la mia canzone vola. Mama, sarai come tu, non sarai più sola. Quando ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e
per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. Domnule, bine ați venit la podcast. Noi acum ne cerem scuze, dar noi la începutul anului, de pe 1 ianuarie, facem playlist-ul pentru Sala Palatului. Nu avem piese cu tați, numai fii cu atent, mama. În fața Marii Adunări Naționale. În fața... Dar de mine chiar toată mă gândesc la Ceaușescu. Bă, ce spectacole mișto fac ăștia la Sala Palatului. Ce prost am fost, ce prost am fost. Mi-a trebuit mie comunism, mi-a trebuit mie comunism. Am spus mai devreme că pe vremea în ceașcă. Deci așa șașcă. Da. Vedetele vă furau piesele. Pe mine m-a frapat chestia asta. Adică, vedetele muzicii populare... Da, știi de ce? Pentru că noi din provincii care veneam cu material ca să imprimăm în radio, erau alții aici, la ansamblu, la Ciocărlia, la Rapsodia, la Armată, la radio, erau alți soliști. Și atunci ei, fiind aici în București, chiar dacă erau din alte zone, ei stăteau în București de ani de zile. Și n-aveau de unde să culeagă repertoriul. Și noi aduceam materia primă. Am înțeles. Noi, redactorii care erau pe vremea aia, care erau, nu pot să spun mai mult, așa, le dădeau lor. De exemplu, mie, Ana Toma mi-a luat două piese. Da, două piese. Marinic Iordache mi-a luat melodia Am foc la inimioară și el a pus alt text pe ea. Dolănescu, Dumnezeu să-l ierte, mi-a luat Pădurii cu brazul în broș, deși era lansat de mine. Dar el a făcut Am acasă un trandafir și cum crește mult mă mir, mă, taranina, na, 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 taranina. Cântecul meu. Deci Pădurii cu brazul, eu care luasem locul 5 cu el în radio și eram cunoscută, dar pentru că ei era nici mai... nu puteai cunoscut și nici puteai să te superi pe ei. Noi, pe ca, cineva așa eram, cânta melodia asta. Sigur că mea. Da, noi nici puteam și mi-era așa, nu știu, parcă eram într-un fel, eram și mândră, ce proastă era. Când mă gândeam că eram și mândră că ia cineva, mamă, ia cineva cântecul meu. Eu, spre fericirea mea, da, am avut ocazia și am fost coptată în niște proiecte cu Andra, unde mi-a plăcut și îmi place în continuare extraordinar de mult. Am cântat cu Ștefan Bănică, da, pe scenă și a fost foarte frumos. Am cântat cu Fuego, am cântat cu Gabi Dorobanțo în duete, nu mai spun cu Benoni Sinulescu, și ultima dată cu Raul. Și dacă sunt provocată, pot cânta. Eu, de exemplu, cânt, dar nu știu să cânt, nu știu textul în limba italiană, Vincero. Hai, mă. Da, eu să cânt. Da, da, da. Na, 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 vincero. Vincerò, vincerò. Hai că am înnebunit. Doamne și domnilor, vă prezint cetățeanul de onoare al orașului Galați. Da. Da, da. Te-ai și gândit în anii trecuți la asta și s-a întâmplat? Să știi că... foarte târziu am fost făcută, au fost alții din județul Galați, eu nu am fost, știi că niciodată în țara ta nu ești... Da, 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 așa? Proroc, profet. Da, proroc, da, da, în țara ta. Dar e bine și că s-a făcut acum, a fost un spectacol frumos. Prima dată am fost făcută cetățean de onoare al Bârladului, odată cu Nicolae Botgros, acum câțiva ani în urmă, pe urmă în sat la mine, că nu mai era alta mai bună ca mine. Și pe urmă la Galați, da. Că nu e alta mai bună ca mine. Dacă da. Dumnezeu îmi dă sănătate și îmi ține vocea și pot să cânt, de ce să mă ții? Sunt voci, Horia, care spun, bă, da, asta când cântă, bă, că și calea ferată să strică, știi? Da, asta cât cântă. Dar dacă eu mă simt bine așa, pe mine dacă mă ții acasă, eu am murit. Da, știu.
Pe cuvânt, da, eu nu mai, nu pot. Nu știu cum stau colegii de ale mele, sunt mai comodi, mai stau, mă, nu. Dar eu, domnule, eu am primat un colind acum la, de la Chișinău, am fost un colind foarte frumos, l-am imprimat. Și vreau să aduc totdeauna noutăți, pentru că publicul mă face, mă ridică. Sigur. Publicul mă ridică. Să ferească Dumnezeu când o să cad. Dar nu, nu vreau să cad, pentru că o să-l mențin tot timpul în noutăți. Aproape de 90 de ani, un prieten de peste hotare, sigur, nu l-am cunoscut, dar îl considerăm prieten pentru că i-am cântat din melodii, îl chema Tony Bennett. El s-a stins la 93 de ani. Chiar anul ăsta. Și, și acum, gândește-te așa. Tony Bennett, cu cine s-a trezit în platou să înregistreze un album întreg? Cu Lady Gaga. Înțelegi? Deci sunt niște combinații de genul ăsta în care triumfă muzica și parteneriatele sufletești. Ăsta este și gândul meu. Știi ce îmi doresc, Horia? În momentul când se fac aceste legături, trebuie să existe și de o parte și de alta. Absolut. Că altfel, așa numai că sunt eu nu știu cine, hai că m-a luat Horia pe mine, că sunt eu. Nu. Dacă nu mă prezint bine, dacă nu sunt așa, mai nu chiar la nivelul tău, că nu o să pot să cânt la fel, dar să fiu, să-ți corespund, măcar din punct de vedere muzical. Ce e, iubita mea? Poate vă fac loc pe masă, poate vă mai fac un ceai. În post nu se bea nici un pic de vin. Știi ce am acasă, iubita mea? Borș de fasole, acrit cu zeamă de varză. Și fasole prăjită cu varză murată. Îți dai seama, știi ce aia moare? Da, zeamă de varză. Măi, da, nu se poate. Îmi vine să beau, mă duc și beau zeamă de varză. Auzi, dar nu creează sete? Ce zici, nu? Păi, ce că nu-i departe Cosmopolisul? Aia nu, că mergem toți acum. După fier fasolea, pun ceapă, pun... Știi cum zicea unul pe timpul lui Ceaușescu? Cum faci ciorba de pui? Păi pun cartofi, păi pun marar, pătrunjel, dar pui nu pui. Da, așa pun toate astea la fiert. Și pe urmă mi-aleg fasolea când e puțin fiartă ca să o pun la ciorbă și acolo pun leuștean și pătrunjel și mărar, asta verde. Că se găsesc acum, nu știu dacă... Da, nu, la ciorbă. Iar la fasolea prăjită prăjești ceapa, pui bulion, așa, și până răstorni fasolea peste el. Dar fasole bătută, știi ce e? Asta e fasolișe. Păi ce avem felul 2? Dăm felul 2. Dăm felul 2, că nu știu, doamne, ăstea sarmale. Sunt de post. Ăstea sunt, mă rog, de post. Ce n-ai spus de la început? Asta îmi place cel mai mult. Mama Mioara, am o surpriză pe care au pregătit-o în primul rând colegii mei, Cristian. Nu, asta e, bună seara, Sionire, nu are treabă. Și am cântăm vincerul la sala palatului... Edi, îmi pare foarte rău. Deci, i-am zis lui Cristi, fii atent, vine Mioara Velicu, o să mâncăm niște sarmale de post, vreau să bagi doina aia pe care mi-ai cântat-o de Crăciun. Care e aia? Cristiane, nu mă fă de râs, că e lumea cu ochii pe noi. Nu vă uitați la mine. Nu ești emoționat. Mândro, mândrulița mea, rău mă doare inima. Să stau mândru lângă cine
bage. Băgișorul meu, mă, eu mă rog la Dumnezeu, bage-al meu, mă, bage. Sparce. Super! Super! Bravo, și ca să continui eu acum. Ia. Yeah. Ai cu ce sting eu dorul tău, măi, nana, nana. Că mă arde și mi-e greu, măi, dar s-o stânge el odată. Doar pe lumea aia l-altă, c-o sapă și c-o lopată. Ai și când o vrea Domnul Sfânt, măi, nană, nană, să mă ia de pe pământ, măi, și de mopu ne-ntr-o stea, măi. Și de acolo aș cânta, măi, că mi-a fost dragă lumea, măi. Asta e strofă făcută de mine, că nu-i încântec așa. Strofa e făcută de mine pentru soțul meu. Ce frumos! Eu sunt... tânără și neliniștită. Da, știu. Mă, spune că nu rim prime. Da, știi și ăsta. Ăsta e genericul de la tânără și neliniștită. Da, când gătești, că apropo discutați. Doamne, ce frumos cânt, nu poți să-ți închipui în bucătărie, merge vocea. Uite, acum nu mi-a mers bine vocea, să știi. Nu. Și un lucru pe care vreau să ți-l spun, că eu nu pot să fluier, eu pot fluiera, dar nu pot. Nu, la urechi merge altă tonalitate. De ce? Nu înțeleg. Deci eu fii atent. Dă-mi o tonalitate tu acum. Ce? Nu. Păi nu pot, nu aud așa. Îți dau cuvântul meu din urechi. Hai, lasă, luăm alta. Indiferent. Am dat-o bine? Da, da, da. Păi nu, da. Nu știu, după fluier, după flaut nu pot să cânt și după nai. Mm-hmm. Nu pot cânta. Adică pot cânta, dar e o altă tonalitate. Da. Wow, ce... Da, armonițele, corect. E foarte... Deci, practic, nu, tu știi ceva, tu dai cuvinte sau terță. Dar nu-mi dai, eu nu-mi dau seama. Eu zic că e normal, pentru că eu aș cânta în spectacol, dar nu pot să mă nimeresc cu orchestra. Mai dă-i un ton, că sunt curios, mai dă-i. M-am trezit. Dacă vă dă armonic, dacă vă dă armonie, fluierați fără să fie, da. Dacă de exemplu, uite. Dacă dai o singură, unul singur, vedem dacă vedem dacă merge, că nu merge să dau de. Vezi cum tăi armonic, aia. Nu, eu am început eu, că nu știu ce e. Nu. Ai fals la tine. E fals, sau e? Dar nu știu. Nu, fie. Ah,
Nu merge. Nu, eu pot să fluier, dar scând singură, să nu mă acompanieze. Dar dacă nu vă dă armonia acum... E de acum. Dacă vă dă armonia. Știi ce face? Modulează de fiecare dată la fiecare chestie cu fluierând. E de armonia. Înțelegi? Da. Deci, când deci auzi acum armonia, de fiecare acum dată... E mai de altă, ies. Da, da, exact la fel. Păi exact să știi că mi-a revenit. Deci dominanta, deci gata, știu ce, cântă dominanta da, și am, cântă în tonalitate după aia. Deci anticipați dominanta acordului. Nu știu ce ai zis, dar ai dreptate. Deci fa diez, da? Deci, da, fa diez. Și a cântat do diez șapte. Nu, dar fii atent. Exact, atent. Eu, de exemplu, hai să zic că după asta, da, uite așa pot. Na, 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 na. Na 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 na. Na na. Înțelegi? Da, nu, deci nu, nu, nu. Deci nu. Nu. Deci practic poți face cu vocea la 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 la. Dar iar nu ia fluierul în tonul vocii. Da. Na 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 na. Deci dar e în armonia tonului respectiv. E, ce, e foarte și e un fel de paradox pentru că aici vorbim de o artistă care știe să facă o trompetă perfectă. Da, mă, și cum zici că safoană. Da. Nu pot. Mai nu știu, după ce am mâncat sarma asta pe care nu pot să mănânc pentru că n-am timp. Eu zic să mergem la joc. Deci piesa asta tot timpul ați cântat-o singură? Da, eu singură am cântat-o. De când cânt cu Andra acum. Aha. Și ea face exact pentru că este o voce excepțională. Andra este o voce și mă bucur că a descoperit acest senzațional mod de a exprima pe scenă. Doamne, dar cum când noi toți stăm, când mă refer și la bușoară, nu pot să spun, dar populară, noi stăm toți la scenă, că de fiecare dată interpretează mai bine, mai bine, mai bine. Este fenomenală, ce să spun. Și ea când a fost tânără? Da, ea populară a cântat. Da. Populară a cântat. Așa cântă. Mie îmi place, de exemplu, cum doinește Guță. Mie îmi place enorm de mult. Guță, mare doinitor. Acum, Guță cântă. Băi, să nu mai imprime acum. Nu, am zis tot. Am închis, ne-am dus acasă. Nu, gata, am terminat. Știi? Acum zice. Vai, 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 cum a trece vremea. Deci nu pot să cânt. Da, prima parte e acceptabilă, prima parte. Da. Pentru că intră în patetismul și în pasiunea. Da, exact. Doină. El, ascultați-i doinele lui, cum doinea și cântecele lui. Da, sigur, el mi-a plăcut enorm de mult. Eu n-aș putea cânta ca Salam, care este unicat. Adică Salam, nimeni nu poate să cânte ca el. El mai imită unul altul, dar el cântă foarte greu. Eu am un deosebit respect pentru oamenii ăștia, pentru că ei cântă foarte mult. Da. Foarte mult și tot timpul trebuie să scoată și să improvizeze și să facă nu știu ce. Da. Da, nu, nimeni nu se mișcă precum ne mișcăm noi. Adică voi aveți, Horia, sunteți câțiva soliști care aveți stilul vostru care prindeți foarte mult la public, ați obișnuit publicul cu show-urile voastre și atunci sările sunt pline. Și fac exact același lucru pe care îl faci tu. Pare rău. Da, de exemplu, eu n-aș fi, aș avea curajul să fac un spectacol singur. Eu n-aș, da, nu, Doamne, dar mi-e frică, dar ce, dacă nu merge vocea, dar ce bine când cânți la altul. Știi, când are altul. Avem probleme acum, avem... Are altul show, te duce acum. We have problems here right now. Doamne și domnilor, piesa mea, una dintre piesele mele preferate, este Come On to the Let's Play Baby. Asta în engleză, pentru noi americani, că e diaspora. Hai la joc, bădiță, let's play baby. Mă scuze, pot să spun ceva apropo de limba engleză. Da. Deci am fost în Anglia. Așa. Și nu știu să vorbesc deloc.
că mă dor mâinile, știi? Așa, așa. Și o trimiteam tot timpul pe fiica mea. Du-te și ia un suc, du-te și ia o mamă, o cafea. Și zice, mamă, dar chiar nu te descurci deloc? Și eu zic, las că îți demonstrez eu. Acum și mă duc la bar și mă urc pe scaunul ăla și zic barmanului așa, hello. Și el zice, hello. Hello. Cafe la te. Și el zice, yes. Zic, cafe atât și milk mult. Și el zice, da, doamnă. Da, 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 da. O, oh, Dumnezeule. Deci, Ciprian Borumbescu? Doamnești, domnilor, come on, baby, let's play. Deci pentru, da? Deci, hai! Bătiță, bătișor, uite jocul șefii, cu flăcăi și fietii, s-a jucat fiind de letii. Băi, bătiță, bătișor, uite așa să joacă fata, și la stânga, și la dreapta, și înainte, și înapoi. Băi, bătiță, băi, roată, roată, joacă, ghine, nu te închede ca de mine. Poate pasul nu te bate și lasă fata să joace, bă! Băi, dar să știi că eu am nunț la anul. Noi, cu o săptămână în urmă, am avut un podcast cu toată familia mea a doua, orchestra mea. Și pentru prima dată l-am auzit cântând pe Ștefan melodii din Banat. Și-am avut și n-am avut, dar tot omul care am fost, același om sunt. M-a dus viața în sus și în jos, și-am avut și n-am avut, dar tot omul care am fost, refren, același om sunt. De-aia câteodată beau, mai beau și-o fac lată, că la toți e greu, dar nu la toți niciodată. Păi de-aia câteodată beau, câte un păhărel, că la toți ni-i greu, dar nu la toți la fel. Cântă asta mai zi-o dată. Tinu Veleșezan. Da, Tinu, da, Tinu. Eu am auzit de Mioara Velicu, dar de Tinu, dar de ce nu vin anumiți oameni, de ce rămân în anumite părți ale țării și nu vin să-i cunoască toată țara? Poate acolo sunt eu. Acolo le e bine. Ei s-au obișnuit să cânte, la ei să cântă foarte greu, mai ales când sunt nunți. Deci să cântă așa, nu o oră sau nu știu, să cântă din nebunește acolo, la Banat. Acolo trebuie să ții ore toată dregi, noaptea, toată noaptea, sigur, și o tărăgănată sau tot ce să cântă la ei acolo, trebuie să o cânți
cam o oră, două, că lumea dansează în continuu. Deci acolo nu te poți duce, faci un program din sfert de oră sau nu știu ce. Acolo trebuie să cânți, mai ales la Nedei sau la asta, da, ce, da. Pe acolo de... Pe, mi-a spus Niculeta Voica, că când, la rugă, da, da. La rugă? Da. Rugă. Așa se la... sărbătoarea, da. O sărbătoare. Trei zile, joc și da. Bun. Da, da. Dați-mi voie să vă spun câteva titluri din piesele Mamei Mioara. Arză-te-ar focul de viață. Deci am citit niște titluri senzaționale. Cântecul ciobănașului și... Ai făcut și cântecul șoferului. Păi șoferul l-am făcut pentru bani. Cât o hișoi mai trăi eu, șofer, noi mai iubim, măi. Că șoferul e ca și banul, să duci și nu-l vezi cu anul. Când îi dragostea mai dulci, ia mașina și să duci. Da, uite paradox. Cum până acum nu ai reușit să iei carnetul? Nu. No. Sunt lucruri în viață pe care nu le poți face niciodată. Și din moment ce nu ai atragere spre ele și nu-ți merge mintea, pentru că trebuie să ai reflexe, trebuie să ai memorie vizuală, trebuie să ai... Nu. Nici n-am încercat când eram mai tânăr. Dar acum, ce-ar fi mai Horia să conduc acum? Dar eu conduc foarte bine din dreapta, să știi. Uite acolo. Copilotul zice, uite, vezi că ai intrat în bar, uite groapă, ți-am zis că era groapă acolo. Copilotul acum, e bun. Adică te duci GPS-ul ăsta, te duci peste tot. Înainte te uita la hartă să vezi unde știi cum era înainte, da. Dar ci că în momentul când mergi la cimitir să nu pui GPS-ul niciodată, că spune ați ajuns la destinație. Și mai e un cântec care mi-a atras atenția. Și pe care îl dedicăm tuturor fetelor, dar în modul ăsta. Că sunt mică și sunt rea și mă cert cu soacră mea, sunt mică și a dracului, sar în cap bărbatului. Deci asta mi-a plăcut. Și am să plec și eu prin sat să-mi caut un bărbat. Și am să plec și eu prin sat să-mi caut un bărbat. Unul slab și mititel. Ca să vreau. Fac ce vreau din el. Așa. Odată când o-i striga, să stea drept în fața mea. Deci asta când... Duetul ăsta între bărbat și femeie trebuie să aibă și duritate, fermitate, dar trebuie să aibă și zâmbet. Că da, dacă n-are adevărat, zâmbet... Da, da. Bine, să fie așa, să fie într-un... cu bun simț, așa știi, să spui, nu să... Absolut, vorbesc, absolut. Nu știu bun simț, exact. Asta am cântat-o foarte mult timp. Auleu, m-aș mărita, se intitulează melodia. Auleu, m-aș mărita, n-are cine mă lua, că sunt mică și sunt rea și mă cert cu soacră mea. Și-am să plec și eu prin sat ca să-mi caut un bărbat, unul slab și mititel, ca să fac ce vreau din el. Odată când o-i striga să stea drept în fața mea. Și auleu, m-am măritat, mi-am găsit bărbat pe plac, unul înalt și făcut bine, face el ce vrea din mine. Când mi-arată biciun cui, stau eu drept în fața lui. Asta e făcut în strofă pentru bărbatul meu, că era luptător. Ce tare! Ce tare! Eu cred că, uite, de exemplu, așa cum în celebrul Married with Children cu Bundy la televizor, începutul era lui Sinatra cu Love and Marriage, Love and Marriage. De ce n-am face noi un film cu îndrăgostiți, cu o relație de măritiș și așa mai departe, cu un generic de populară? Aoleu, m-aș mărita... Film prezintă! Ia uite, mă, știi și ritornela! Și-auleu, m-aș mărita, n-are cine mă lua. Și-auleu, m-aș mărita, n-are cine mă lua. Că sunt mică și sunt rea și mă cer cu soacră mea. Că sunt mică și sunt rea și mă cer cu soacră mea.
Și-am să plec și eu prin sat ca să-mi caut un bărbat. Și-am să plec și eu prin sat ca să-mi caut un bărbat. Unul slab și mititel ca să fac ce vreau din el. Odată când doi strică să stea drept în fața mea. Și-auleu, m-am măritat, mi-am găsit bărbat pe plac. Și-auleu, m-am măritat, mi-am găsit bărbat pe plac. Unul înalt și făcut bine, face el ce vrea din mine. Când mi-arată biciun cui, stau eu drept în fața lui. Extraordinar, extraordinar, extraordinar. Pentru că, doamnelor și domnilor, mama mea știe foarte bine. Moldovencele sunt de două tipuri. Sunt de două feluri. Două feluri. Doamne și Doamne ferește. Dar cine a făcut-o? Eu cred că acasă, în timp ce gătești, te gândești. E puțin... piper și te gândești la melodii, te gândești la versuri, mai pui așa puțin pe mâncăruri. Eu cred că e acolo la țară. Să știi că în toate melodiile mele mai vechi, eu le-am făcut textele. Acum nu mai merge mintea, pentru că nu mai sunt nici tânără. Nu mai pot să spun, măi bădiță, vină, strânge-mă din mijlocel. Nu mai are rost să cânt astea acum, știi? Acum de joc, de dragoste, de doine, m-am trecut pe doine, pe romanțe, pe muzică lăutărească, pe muzica lăutărească care o cânta Gabi Luncă, care o cânta Romica, care... Anul trecut, că acum suntem în 2024, anul trecut am făcut un parteneriat cu Teo Rose la Vocea României și Teo este absolut îndrăgostită de romanțe. Da, este și am zis, Teo, mamă, cântă romanțele. E adevărat că ea are o voce superbă, fresh, puternică. Exact, exact. E, da. Când te aduci la o romanță, cum ar fi, de exemplu, dau un exemplu. O romanță de genul Mi-e dor de o seară din romanță. Dau un exemplu. Mi-e dor de o seară cu romanțe, cu lumânare în pridvor, să vin alături tinerețea cu visul ei cel trecător. Cântăm, iubite, romanța, orei de stea și parfum. Simt cum învăluie viața într-o aripă de fum. Doamne, de când e imprimat asta, de beat-o că mai țin minte. N-ai textul pe acolo? Nu există text pe internet. Nu? Nu. Pentru că nu le-am făcut cunoscute, pentru că le-am doar pe CD. Înțelegi? Când ați... Și ultima dată... Paraschiv Oprea, aceste... Paraschiv Oprea, da. Paraschiv Oprea. Mi-aduc aminte că era în spate, da. Mi-l aduc aminte de o filmare. Sile de Nicu, Paraschiv Oprea erau atunci. Da, el. Sile a fost mare dirijor și toți soliștii care au cântat cu el muzică ușoară au fost recunoscuți. Gândește-te când îți făcea Mamaia, noi știam toate cântecele, noi publicul, noi știam toate cântecele. Cântam până și Macarale Albastre sau cum era. Macarale? Da. Cântam. Deci toate cântecele erau șlagăre, toate. Pe care noi le-am învățat și le cântăm și în ziua de astăzi. Bun, hai să fim practici. Da. Deci am făcut 2024, uite, scriu și aici, 2024, avem spectacol la Sala Palatului, dar eu cred că acum se impune o reeditare de album cu vocea asta de aici. Vocea asta de acum care are o patină foarte frumoasă a timpului. Ca vocea de acum
când era cu Paraschiv Opera, nu avea povestea de astăzi. Nu avea trăirea de astăzi. Nu avea sensibilitatea pe care are acum. Acum, vorbesc serios. Da, tu ai perfectă dreptate, dar asta implică foarte multe lucruri. În primul rând, îți trebuie un sponsor. Pentru că nu te primește nimeni la... Tu știi că eu tot ce am făcut am dat din banii mei, pe mine nu m-a sponsorizat nimeni. Că mi-e jenă să mă duc la undeva să... Bun, deci avem nevoie de un pian. Da. Și de o voce. Da. Ok, câteodată dacă... Un pian și voce și eventual vioară, pentru că asta mai necesită romanța. Da. Ok, avem... Da. Și uite, fără bani. Un album... Un album de romanțe? Mamă, ce frumos ar fi! N-am mai trecut de mult prin sat și-mi spune un om ce de pe acasă a venit, ca înflorit la noi salcâmul și că ai albit, măicuță, ai albit. Altul mi-a spus că ai stat la pat bolnavă, eu nu știu cum să cred atâtea vești, când din scrisori eu văd bună măicuță, că tu mereu, mereu în tine ești. Și spuneai de... am o romanță foarte frumoasă, de la părinții mei, de la mama mea. A plecat Ileana Voinii. A plecat Ileana Voinii, de cu zor s-a adune mure, iat-o că a intrat în codru, codru-i rar și plin de soare, peste tot e numai cântec, numai murmur de izvoare. Și Ileana se tot pleacă după fiecare mură, împărțindu-le dreptate, una în cofă, șapte în gură. Măi, e un text extraordinar de frumos și melodia este foarte frumoasă. Am imprimat-o cu maestru Paraschiv. Cu cât timp în urmă? Am fost... Când, în ce an a fost asta? Doamne, 80 și? Da, 84 parcă. 84. 40 da. De ani, 50 da, de ani. Da, da. 40 da. De ani de atunci. Da. Și am făcut cu... Atunci când am imprimat, am făcut și CD-ul cu Benoni. Mm-hmm. Mai târziu am făcut, dar asta am făcut cântece de petrecere. Eu nu zic degeaba chestia asta, pentru că tata zicea așa, când eram mai mic și începusem studiile de pian. Zicea, ia vină cu mama. Ia un leu, treci la pian. Și începeam. La umbra nucului bătrân, pa ba 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 da 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 da. Cruce albă de mesteacă. Ai foarte clar. Deci astea erau... Și atunci nu le-am înțeles. Vezi? Dar încet, încet... Ce am avut noi, spunea Dumitru Forcașu, Dumnezeu să-l odihnească, iubiți muzica populară, să nu cumva să fim nevoiți vreodată, să luăm de undeva o casetă, să vedem cine am fost și ce am ajuns. Mă refer la un anumit gen de muzică. Da, da, da. Da. Dar dacă am... Cu muzica populară, dacă noi suntem pe picioarele noastre și să știi că are un mare merit Iuliana și cu Elize Stan, cu vedetă populară, da? Pentru că aduce tot timpul, măi, sunt atât de buni interpreți de muzică populară, cum pot să-ți zic ei? Dar nu se mai pot lansa nicăieri, pentru că
Nu au unde. Da, eu dimineața când mă duc la cafea, când mă duc așa peste toate programele, văd multe programe de muzică populară. Te uiți la Etno Favorit? Păi, la, pentru că ele sunt, ele sunt. Că TVR România nu prea mai are... Dar nu au... N-au așa. Pentru ceva. Că ei acolo, știi ce se întâmplă la... Au și cântece, o parte din ei sunt foarte buni. Se duc în comercial mult. Da, așa. Pentru că ei își plătesc, acolo plătești. Deci plătești un cântec, e 200 de lei. A, ca să-ți intre când... Sigur că da. Și, și dacă vrei să ai un videoclip și vrei să fii, plătești câte 100 de milioane pe lună. Pe cuvânt, da. Vorbesc serios? Da. Să finanțează, adică artiștii finanțează. Să ne păstrăm bucuria. Și bineînțeles, pentru mama mea, am niște întrebări puternice. Niște întrebări, ca niște flăcări, se vor veni acum. Am un chef acum de romanță, deci trebuie... Și-ți merge în voce foarte bine. De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dus de acasă? Să fi rămas fecior la plug, să fi rămas la coasă. Astăzi eu nu mai rătăceam atâtea căi răzlețe. Și aveați și voi în curte acum un stâlp la bătrânețe. A venit aseară mama din sătucui de departe, să-și mai vadă iar feciorul, astăzi o cu multă carte. A bătut sfios la ușă, grabnic i-am ieșit în prag. Mi s-a umezit privirea de iubire și de drag. De ce oare eu te-am cunoscut? Și de ce pe brațe m-ai ținut? Gura tu de ce mi-o sărutai? Dacă ai vrut uitării să mă dai, gura tu de ce mi-o sărutai? Dacă ai vrut uitării să mă dai, iată a venit și despărțirea, și-am rămas numai cu amintirea. Amintirea nopților de mai, când pe buze tu mă sărutai. Poate că într-o zi în drumul meu soarele va răsări din nou. Măi, Horia, eu nu pot să cânt încet. Eu nu pot să cânt pian. Ba da, Adina or să... A, da, prost am cântat. Nu. Eu cânt tare, repede și prost. Nu, nu ești obișnuită. Nu știu. Eu te înțeleg. Parcă n-am suflu, n-am asta. Când povesteam de nuntă, când te duceai la nuntă cu Nicu, ziceai că nu poți să încep cu o doină. Nu. Dar știi de ce? Pentru că tu, între timp, știi acum cum este cu spectacolul. Ăla nu e o nuntă. Pentru noi nu e o nuntă, e un spectacol care trebuie să aibă un cap de linie, un cap de afiș, o puternică, o intrare puternică, dacă intervenim așa molcom. De asta, de exemplu, acum, vocea... Uite, că acum le descoperim pe toate. Cred că de-aia ți-e puțin teamă să te lași purtată de romanță, pentru că la romanță exact asta e vocea. Acum are mai multe armonice, da. Are mai multă poveste, are mai mult farmec decât acum 40 de ani. Acum 40 de ani... Dacă îmi spunea cine... Diferența. Oare de ce eu te-am cunoscut? Perfect, vibrat, orice. Dacă vine o voce încercată, care se gândește direct la o amintire. Oare de ce eu te-am cunoscut? Pe care o alegi? Pe a doua. A doua. Ai înțeles? Asta e tot farmecul. În momentul în care faci chestia asta, și de asta acum e momentul, e clar.
De ce? Pentru că și-au învățat de la ăștia care au trecut, că le spuneam colegilor mei că și Sinatra l-a dat, la 78 de ani era pe scenă cu microfonul și-a uitat versurile. Doamne. Și zicea, bă, îmi pare rău, atâta, s-a terminat cariera mea. Și când să se îndrepte spre ieșire, s-a dedicat unul. Te aplaudăm, suntem cu tine. I-a venit. Și când s-a ridicat tot stadionul, a zis, mă, nu, trebuie să mă întorc. Și a mai cătat încă 2 ani de zile. Eu, mi se întâmplă și mie, de exemplu, la anunț, ce se întâmplă să-ți meargă mintea în altă parte. Siguranță. Și eu să cânt. Da, dar cum îmi merge? Că eu mă gândesc la altceva. Pentru că e memoria mecanică. Și am uitat textul. Și am improvizat, nu știu ce, am improvizat acolo și nepotul meu zice, tante Mioara, dar ce frumos cânte că ai cântat. Și de unde? De că nu l-am auzit până acum. Nici n-ar să-l mai auzi. Că eu nu știu ce am zis atunci. Da. Trebuie să vă spun ceva, dar rămâne între noi. Astea, camerele astea merg? Cu o săptămână, ce? Cu 3 zile în urmă. Sala Palatului. Cu Loredana. Mama Mia musical. Știu foarte clar. Trebuie să intru, bat la ușă, intru, îi spun, poftim, ți-am adus, eu sunt unul dintre tații din insula grecească, ea este femeia pe care în tinerețea mea am iubit-o, acum 21 de ani, zice în scenariu. Mă duc la ea, uite, ți-am adus pentru fata noastră, ți-am adus un dar de nuntă. Ea zice nu și după ce zice nu, încep aria mea. Cât îmi e de dor de acea vară, soare zâmbitor, lângă Turefel, noi doi și un cățel, acea vară, poze fel de fel. Pe malul Senei, în plimbare, s-a umplas de la Concord, tolăniți pe iarbă, și timpul noi îl controlam, Doamne, ce fericiți eram, o, da! Și în clipa asta mor pe pat. Am fost rebel și hipioți în acele vremuri, dar în secret eram cuprinși de teamă, că anii trec și nu ne bagă în seamă. Am încercat să-i păcălim, dar ne-am schimbat. Numai că m-am urcat pe pat și am făcut așa. Și erau 4.000 de oameni în fața mea. Dar eu cam iară ce-am făcut. Doamne, miați! Da? Mi-a dus aminte versul când se cărca și îi pun-o pe părâie pe cap. Ești disperat! Ești disperat! Iar îți dau cuvântul meu de oră. Ești disperat afară, zic, în viața ta să nu mai faci așa ceva, să uiți textul. La care vine unul și mă bate pe umăr. Ai foarte fost mișto, ai trăit. Băi, îți dai seama ce ai putut să faci atunci? Nu, da. Dar știi ce ai făcut? Atunci, a venit instinctul ăla. Să nu te lași dărâmat. Da. Să nu te lași instinctul dărâmat ăla. Domnule, și să nu simtă publicul. Asta e. Da. Doamne, Maica Domnului. Eu am văzut asta ce spui tu, dar pe muzica lui ABBA. Ăsta e ABBA. Da? Ăsta e asta nu știam. Dar am văzut în Anglia, bineînțeles cu actori de acolo, că n-am spus cântat românește. Draga mea, notează. Întâi notează. Dăm tu o hârtie, că eu n-am. Deci, 1 martie, Mama Mia, o să fim primul rând și o să vezi și când o să-ți fac așa, mă uit la tine și-ți fac așa, e momentul ăla în care am uitat tot textul. Mă, să nu zici! Dar fii atent, noi aveam spectacol din 1 mai și 23 august, așa, intram vreo 30 de soliști, o strofă. Așa cântam. În cor. În cor, da. Deci apăream pe stadion, 30 de soliști odată și cântam o strofă. Așa. Mândră sunt de țara mea sau cine știi ce cântam noi acolo. Asta puteam cânta că era Ceaușescu în acolo pe stadion. Foaie verde de Leuștean, spune-mi ce ai făcut la plan. Era, da, cam asta așa. Și am dat vizionare pentru asta. Și Bogza, dacă știi, ai auzit Dion Bogza, da, care era la armată, cânta foarte bine. Da, era, da. Oiuiu, brădu, brădui, mă, ta. Asta era cântecul lui. Și el era solist în față. Și la vizionare, știi cum era, tot
Cei de la cultură. Mamă, toți care mai deștept, mai deștept, care mai cu facultăți, fără facultăți, erau acolo. Și el era, trebuia să intre în față. Și trebuia să zică, foaie verde ca pe o crangă a carpaților, tananina. N-a știut textul. Și a zis tot timpul așa. Ești chesele vesa namale, tu si fala, fasca di roveza badari salamada. Băi, așa au cântat toată strofa. Am crezut că murim, el a zis, gata de acum, s-a ales praful de meseria mea și vine de la cultură, Hegeduș. Era... Hegeduș, da, da, știu cum, da. Bravo, domnul Bogza. A fost excepțional. Nu cred. Pe cuvântul meu de una. El n-a spus un cuvânt. N-a putut. Deci a zis așa, aiuri, așa. Da, da. Dar ca să vezi cum erau, și aveam un instrumentist, doi instrumentiști, doi clarinetiști la Ciocărlia, și unul era tehnic, deci se poate cânta. Iar unul era mai leneș, făcea tot timpul clarinetul. Așa făcea tot timpul. Băi, a venit unul de pe, de la, când s-a terminat spectacolul, domnul Stan, ați fost extraordinar. Păi dumneavoastră ați făcut tot. Ăla cânta de murit și ăla făcea. Da, da, da. Cum a da. Fost Dumitru Fărcașu cu Luca Novac. Păi Luca Novac cânta... Exact. Amă, tu nebuneai. Tehnic. Ăsta Luca Fărcașu... Dar avea un șarm și era iubit de public, că spunea și o poezie, spunea și asta. Marcel Budală, nu știu dacă îl știți voi pe Marcel Budală. Da, da, cum să nu. Bă, Marcel Budală nu cânta, adică cu fața aia lui zâmbitoare și și făcea Pandelescu. Și ăla era iubit de Budală, a fost iubit de tot, de toți spectatorii, un binebuniț era după el. Deci, deci să mai faci și o leacă de asta, știi? Că da, uiți textul, într-adevăr, că se întâmplă, să uiți. Da. Dar cu emoțiile cu care intri și mai ales tu în asta, Doamne, Maica Domnului, adică un text de la... Mai poți să-l faci. Avem niște întrebări pentru Mioara. Da, mă. Avem întrebări pentru Mioara, Sergiu. Sergiu! Prima întrebare, cea foarte importantă. Cozonac și un pahar de vin... Sau cozonac și un pahar de lapte? M-a lăsat de băutură. Deci cozonac și un pahar de lapte. Da, eu te-am văzut într-o emisiune bând vin alb. Păi când m-ai văzut? La Hădean. Păi când eram mai mică beiam așa. Dar acum prefer un vreau să spun lucru și vreau să zic unul direct, fără perdea. Câteodată ești foarte ultra modestă, iar dincolo de asta, dincolo de a fi modestă, să știi că tu ai o frumusețe aparte. Să nu mai spui că nu ești frumoasă, că nu știu ce. Ești foarte frumoasă, arăți foarte bine și mai departe. Eu trebuie să spun, undeva la mijloc se face măsura. Eu n-am știut toată viața mea să mă apreciez. Eu tot timpul am zis, Doamne, dacă fac așa, să nu zică ăla, să nu zică ăla, să nu zică ăla. Tot timpul am avut această teamă de a nu spune cineva ceva. Mi-a plăcut nu să fiu perfectă, că nu există om perfect, dar mi-a plăcut totdeauna să las loc de bună ziua, să las loc de a mă invita cineva, de a fi aproape de mine și fac atmosferă frumoasă în colectivul în care sunt. Dar nu m-am considerat niciodată. Câteodată acum, sigur mă, că e bătrâneța, ce pot să fac? La 80 de ani, că eu pot să cânt. Asta mă bucură, că pot cânta la vârsta asta. Juca. Dar n-am ce să mai fac cu fața. Păi, dar n-am mai... Da, păi, eu nu mai pot să... Vă rog frumos, spuneți-i. Nu mă, că eu știu... Trebuie să-i spun cum arată unele la 40 sau ce? Da! De la o vârstă, de la 40 de ani, am știut ca frumusețea de pe chip să o trec în suflet. Și cred că e cel mai important, pentru că omul nu se uită la fața ta în momentul când vorbești și se simte spectatorul te simte când nu transmiți. Absolut. Că pot să cânt eu, nu știu cine și să fac, dacă nu transmit și nu lovesc eu în sufletul lui acolo cu cânt, el n-are cum să mă aplaude. Mai e o chestie importantă, chestia asta cu camerele, cu sticla. Sunt niște fețe, sunt niște suflete care trec indiferent oricâte camere ar fi. Întrebarea numărul 2. Interpretul preferat de muzică populară este? Mă refer la bărbat. La bărbați. Sunt mai mulți. Sunt mai mulți. Primii pentru trei. Că i-am Benone, Benone, doamne, Dolănescu,
Și Petrică Mățu Stoian. Petrică. Da, pentru că Petrică Mățu Stoian a avut așa o izbucnire, a fost ceva deodată. Dintr-o dată, așa. Dintr-o dată, așa, da. Dar a fost și bun. Nu, n-a fost că, știi? A avut noroc. Da, a fost și pe el l-a lansat Marioara Murărescu, pentru că l-a chemat mereu în emisiuni de tezaur folcloric și a avut și cântece frumoase și un gen foarte frumos și o zonă frumoasă, Mehedințiu. De câte ori m-am întâlnit cu Marioara pe culoarele televiziunii, Doamne? A fost foarte, foarte, foarte bun redactor. A fost foarte bun. Iar acum Iuliana stăpânește totul, pentru că atâta e de bună Iuliana. Am scos o carte acum, dar nu înțeleg de ce nu cântă. Păi tu știi că eu așa am cunoscut-o cântând. A fost la muguri de folclor. Unde? E de la Ploiești. Cântă așa, pe ascuns, cântă... Nu știu, dar e așa o cunoscut-o, așa am cunoscut-o eu, cântând la un festival de mugurel, de cântec românesc. Mugurel, așa zice, mugurel, da. De cântec românesc, da. Da, și ea a cântat foarte frumos, dar a zis că nu-i pentru ea. Ea a zis cu gura ei că nu-i pentru ea. Da, da, da. Nu se simte ea bine acolo. Ea, ceea ce face, face extraordinar de bine. Și cred că și eu aș vrea să fiu doctor și eu aș vrea, dacă mai bine îmi vine cântem. Da, e adevărat. Dar și ea, adică nu se duce de pe scenă, știi? Da. Rămâne da. Acolo. Deci... Doamne, dar vreau să spun că când apare pe scenă, ea ia aplauzele ca un, un solist. Da, e... Colinde sau Hore? Amândouă. Dacă ar trebui să te reinventezi acum, mai oțioțu ar fi în muzica rock sau pop? Măi, popular. E, glumă, dar următoarea întrebare, nici eu nu știu răspunsul. Cine a fost primul, ou sau găina? Știi cum zice moldoveanul? No comment. Că nu știu ce să spun. Da. Tu trebuie să știi asta cel mai bine. Cel mai greu dans popular este? Din Năsăud, de-a lungul. Pentru că sunt piruete pe care trebuie să le faci sub mână, ca și la Banat. Și asta este extraordinar de greu. Să fii pe aceeași poziție cu dansatorul, care el nu face nimic, dar tu să faci piruete în fața lui și pe lângă el. Și să fii linii unul altul. A, e spectaculos, da, în special, da, de partea ei. Da, da. Pentru că de câte ori au fost ansambluri de la noi plecate în străinătate, totdeauna au luat trofeu. Pentru că noi... Cea mai frumoasă țară este a noastră, are toate formele de relief, are fiecare zonă specific cu ei și se spune așa că un bătrân, când s-a împărțit lumea asta, un bătrân, o știi? Nu. Un bătrân a ajuns târziu la Sfântul Petru și a zis, Sfânt, eu n-am putut să vin când au fost toți. Vreau și eu un loc ca să numească România. Vreau și eu un loc. Și Sfântul Petru se duce la Dumnezeu și Dumnezeu îi zice, Doamne, nu mai avem nimic, am împărțit totul. Nu mai avem cum să-i dăm. Deci nu mai avem, da. Ei, vină la mine, Sfântul Petru, să-i dai acestui om ce am păstrat pentru noi. Deci de asta țara noastră e cea mai frumoasă, pentru că tot ce a avut bun Dumnezeu a pus aici, în țărișoara asta frumoasă. Să știi că ai dreptate. Și Dumnezeu ne-a dat-o pe... Nu, Dumnezeu ne-a dat de toate și ne-a dat... Și cred că credința este extraordinară. Ți-am spus, un turist întreabă un copil care cerșea și îi zice așa, îți dau un dolar dacă îmi spui unde este Dumnezeu. Și copilul i-a spus așa, eu îți dau $2 dacă îmi spui unde nu e Dumnezeu. Frumos, da. Deci avem tot ce ne trebuie aici, credința în Dumnezeu. Chiar dacă în zilele noastre au fost unele situații în preoțime și în asta, dar important e nu să stau toată ziua în biserică. Important e să mă rog la Dumnezeu oriunde aș fi și să spun, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Amin. Eu mă pot cunoaște pe mine și pot cunoaște lumea asta în care m-a trimis Dumnezeu, dacă întâlnesc cu oamenii de lângă mine. Da, da. Adică prin ei devin mai bun, mai,
mai puternic, mai deștept și, așa cum ziceam și eu într-o melodie, cel mai frumos dar pe care ți-a fost făcut este viața ta. Da. E păcat să nu te bucuri de ea. Așa e. De aceea vreau să te întreb, ce meserie ar fi avut Mioara Velicu dacă nu exista muzică? Dacă nu puteam și nu știam să cânt și nu mă hărăzea Dumnezeu cu acest talent minunat, eu aș fi vrut să fiu educatoare la copii sau balerină. Pentru că eu am ținut serbările la școală, așa am trecut și trecut. Nu, 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 trece. Auzi, ce-i cu Mioara aia? Bă, Mioara aia dansează bine. Din toți cântăreții. Dansează bine. Eu făceam improvizații la școală, pentru că mie îmi plăceau foarte mult filmele indiene. Muzica, pentru că ei au o coreografie ce n-am putut să văd nicăieri. Da, cum? Da, atunci stai, pe vremea copilăriei, atunci, în anii ăia, vedeam filme pe ecran, la peliculă. Școală, da. Nu, spunea o pânză și venea unul cu... Și ne uitam pe asta și îmi plăcea, muream după filmele indiene. Mai ții minte vreun titlu de atunci? O floare și doi grădinari. Da. Bravo. Și lanțul amintirii l-a fost puțin mai încoace. Da, ni na da di na da di na 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 da da na ti ra da da. Da. Aoleu, ce mai plâns la filmul ăla. Doamne, și eu. Deci balerină. Da. Da. Eu, la ansamblu Trandafir de la Moldova, eu am fost și dansatoare. Pentru că directorul de atunci ne-au pus pe toți soliștii să învățăm toate suitele din toate zonele. Aoleu, da? Pentru că ne-a ajutat foarte mult la prezența scenică. Adică nu poți să stai așa. Corect. Și de asta eu am o leacă de acolo, de la... eu învățam cel mai repede toate suitele. Venea un coregraf de la Suceava și ne învăța suitele de dansuri. Și eu învățam pentru că mi-mi plăcea. Mă, mi-a plăcut dintotdeauna să fiu ceea ce fac acum. Da. Și dacă m-am îmbunătățit, să zic așa, după un anumit timp, eu am avut de învățat și de la cei din urma mea, cei mai mici, pentru că și la ei găsești lucruri foarte frumoase, și la cei dinaintea mea. Știi că eu am impresia că odată ce înaintezi așa prin viață, parcă uiți câteodată să fii tânăr, să fii copil. Sigur. Și de asta copiii te mai întorc așa puțin și îți fac o vedere de ansamblu. Ciorbă de cocoș sau sarmale? De cocoș. Apă plată sau apă din fântână? Din fântână. Pentru că eu la țară am fântână. Fântână, nu? Da. Și să știi că am încercat să măsor și era mai curată apa din fântână decât apa plată. Turneu național sau concert la Las Vegas? Peste tot. Peste tot. Cel mai ciudat obicei de nuntă este? Păi furatul mireasă. Este cel mai nepotrivit. Nepotrivit, da. Nepotrivit mod de a face. Eu nu înțeleg. Și chiar am zis, la nunta mea am zis, cine fură mireasa să nu mai vină în fața mea a doua zi. Și probabil că asta au prins toți. Dar nu știu de ce, s-a moștenit așa furatul miresei. Bine, acum o duci la o discotecă sau la alt club sau la alt restaurant, dar atunci cine știu de o duceai? La fântână, să-i dau la fântână. Da. Spune-mi, te rog frumos, emisiunea TV la care te-ai simțit cel mai bine. Eu m-am simțit bine la toate televiziunile care m-au solicitat. Mă simt bine pentru că televiziunea română m-a lansat, da? Însă mă simt foarte bine la ProTV. Pentru că am fost la acea emisiune, Ferma Vedetelor, de unde m-am relansat. De acolo, practic, s-a născut și apelativul Mama. Da, da. Din cauza, datorită lui Viziru... Viziru Iftimoaie mi-a zis, da, și cu Ștefan Stan. Ah, Ștefan Stan. Da, ei țineau cu mine. Că ceilalți erau pe strategii. Eu habar n-aveam
ce înseamnă o strategie, că acum, acum dacă m-aș duce, v-aș arăta eu, dar nu vreau să mă mai duc. Dacă aș fi, aș fi, adică dacă n-ar fi așa de grele, m-aș duce și la Survivor. Dacă n-ar fi așa de grele toate probele. Dacă ar fi să mă duc să le gătesc, să-i învăț, parcă eu aș ști mai mult, că din fața ecranului vezi mai bine. Dar nu. Dar mi-ar plăcea să fiu totdeauna provocată pentru că îmi place, pentru că vreau și îmi place extraordinar de mult muzica lăutărească. Cel mai bun pește pe care îl dă Dunărea este? Bibanul. Nu sunt înnebunită după pești. Eu acasă îmi fac comandă și tot mai la Dorada. Dorada, bun. Da, da. Dar nu sunt înnebunită și nu știu așa. Iar ceea ce privește icrele, sunt înnebunită. Fie, dar e cea mai grea întrebare. O să fie destul de grea, o să se lase cu oftator, dar o pun. Invitată la concertul Andrei, lui Fuego, lui Bănică sau lui Brenciu? Știam. La toți și o să fie și la Brenciu. La toți, pentru că am avut această onoare să cânt cu ei. Da. Și mă bucur din suflet că s-au gândit la mine, că sunt atâtea soliste și frumoase și asta. Dar, na, acum ai să vezi și tu când o să fie un concert. Iubita mea, mamă, Miara, am pentru tine un parfum pe care ți-l dau. Dar trebuie să-mi promis că ți-l dai atunci când te duci într-o cu fiica și nepoata, pentru că atunci amândouă o să te întrebe de unde? Mamă, dar ce bine miroși. Deci ăsta e din partea mea. Mai am o surpriză pentru tine. Era. Mai am o surpriză. Deci mersi, una după alta. Mersi frumos. Ăsta este un vin alb. Ei, acum știi vinul ăsta, o să-l beau și să mănânc o felie de cozonac și beau vinul ăsta. Dacă mănânci o felie de cozonac, nu ar fi mai bine să faci vin roșu? Aduc unul roșu. Ce vin îți place? Mă, eu amândouă. Adu-le pe amândouă! Nu! Adu-le pe amândouă! Ăsta, pui-te-o frumos lângă tine acolo. Ăsta e un vin alb de la domeniile Cuza. Și ăsta e un vin roșu de la domeniile Cuza. Odată! Nu, odată e 1 ianuarie. Da, mulțumesc. Cu mare drag. La mulți ani, Sfântul Vasile, toți care purtați numele Sfântului Vasile. Există vreo melodie cu Vasile? Zi Vasile, zi, e tot așa soțul, ia lui Margareta Clipa. M-o trimis mămuca în sat să joc cu badea Ignat, că-i de neam bun și-i bogat, măi. Da, la, 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 da, la, da. Eu jucu și din plașii, să văd mama și neapașii, acasă când mă-i întoarce. Ta-ra-la-la-la-la-la-la. Zii Vasilisă, e tot așa soții, că așa-i plașii de mei, măi. Zii Vasile tu, că amu-i amu, și-mi-e drag ca sufletul. Mamu, că nu-i păcat, că nu-mi place de Ignat, că dar și el de bogat, măi. Dar la 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 la. Îmi place de Vasile și-am să trăiesc cu el ghinim, cât pe lumii mai am zâli. Dar la 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 la. Zii Vasile, zi, e tot așa soții, că așa-i plași inimii, măi. Zii Vasile, tu, că amu-i amu, să-mi-e drag ca sufletul. La mulți ani, Sfinte Vasile! Și bineînțeles, anul acesta 2024, în lung și în lat, se va spune un singur lucru. And when the hero come... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, cine să trăiască, cine să trăiască, cine să trăiască.
pot să o spun după aia? Nu. Nu pot? Păi nu sunt deplinși dacă nu o spun. Ai, 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 ai. Să cânt la concertul tău. Mersi frumos. Tortul de fapt nu este de post. V-am adus și o prăjiturică de post. Bă, dar ce te-ai gândit la toate, măi? De ce n-ai mai chemat mai din mult, mă? Așa bine e la tine aici, da. Alo, alo. Miara, ah, nu, aici la bănică. Oh, bine, revin mai târziu. Alo, Miara, aș vrea... Ah, ești la fuego, revin eu mai târziu. Alo, Miara! Cum? Andra, tu ești? Ah, bine. Ultimul telefon, promit. Alo, alo, Miara? Da. Măruță, ce faci, mă? Ah, alo, Miara, ce faci, dragostea mea? Vreau să te văd. Când? Mâine. Vin cu plăcere, Horia. Te sărut cu dragoste. Ne vedem mâine. Mulțumesc. Doamne, știi cum am simțit pe cuvântul meu? Am fost ca în familie, mă, nu știu. N-am avut niciun stres, n-am frații avut nimica. Frații mei mai mici? Petit, frer? Mă bucur din suflet că am fost alături de voi. Eu vreau bucur. Să spun că acest buchet a fost ales. Ce flori îți plac? Toate florile îmi plac. Din toate florile din lume. Eu te iubesc pe tine anume. Mulțumesc, Horia, ești extraordinar. Cu mult drag, numai că acum urmează un moment mai delicat. Ia zi, ce am făcut? Asta înainte să ne apucăm de masa de 1 ianuarie. Gândește-te la ce ți-am spus în legătură cu romanțele. Noi te așteptăm aici când vrei. Următorul mesaj o să fie cu o invitație să cunoști toată orchestra pentru spectacolul din noiembrie. Iar pentru că nu scap de mine cu una cu alta. Și vreau să spun că anul ăsta, dincolo de toate astea, eu cred că e un an frumos. Ce mai vrei să faci anul ăsta? Ți-ai făcut planuri? În primul rând îmi doresc multă sănătate și vreau să fiu în fața publicului atât cât pot cânta și promit să le aduc noutăți, pentru că am și un cântec de muzică ușoară făcut la Chișinău. L-ai lansat? Nu. Anul ăsta îl lansez. 2024. Azi am vorbit cu Dumnezeu așa cum pot, în felul meu. L-am întrebat de viața mea, de ce a fost să fie așa? De ce mi-a dat acest destin plin și de lacrimi și de alin? De ce mi-a dat o cruce grea pe care să o pot purta? Privește lumina din inima ta și dă la o parte tristețea. Este extraordinar de frumos. Și dacă vrei, să-l cântăm împreună la concertul tău. S-a făcut. Numai să ne potrivim la tonalitate, să te vii spre mine. Dăm orice tonalitate, nu e problemă pentru mine. Dar ia, asta tonalitate nu. Azi am vorbit cu Dumnezeu așa cum pot. Azi am vorbit cu Dumnezeu așa cum pot, așa cum pot, în felul meu, în felul meu. L-am întrebat de viața mea, l-am întrebat de viața mea. Privește lumina. Suntem compatibili. Măi, dai seama, nu-l cânt nicăieri, fii atent. Deci nu o să-l cânt. Deci o să fii în prima audiție. Vezi că sunt 3 serii. N-are nimica. Deci ne facem acolo aducem patul, aducem mobila, aducem nepoții, familia, stăm acolo. Să știi că la primul nu ți-au nimic, dar la a doua de-a ți-au nimic. În felul meu. Noi tocmai am terminat un spectacol care s-a numit În felul meu, adică My Way. Așadar, există un cântec care dă titlul acestui podcast. Ai zis, deci când a venit aici, Mioara mi-a zis așa: mă bucur că m-ai invitat la emisiunea ta. Pentru că și pentru mine asta este o emisiune. Așa am fost noi crescuți. Da. La televizor. Podcastul a venit după emisiune. Emisiune se numește. Nu știu, eu aici m-am simțit ca la un concert.
Mai ales când au cântat copiii. Sigur că da. Absolut. Și tu ai cântat. Numai că acum trecem la titlul ăsta, greu. Astea sunt versurile. Da, nu știu. Am și eu versurile. Mama Mioara, noi te iubim foarte tare. Anul ăsta... Mulțumesc. Este încă un an frumos. Anul ăsta face o vârstă rotundă. Ăsta e 30, dar n-am găsit, am găsit doar lipit. Că dacă îl împarți pe ăsta un 8 în an, e 30. Că asta e. Încercați și voi. Și îți mulțumim din suflet că ai deschis anul ăsta. Mulțumim. Vreau ca toată lumea să ia din energia ta, să se bucure de tot ceea ce faci tu. Și eu cred că odată în plus, chiar dacă lumea te cunoaște și de la televizor, și de pe viniluri, și de pe CD-uri, și de pe YouTube, și așa mai departe, s-au bucurat încă o dată să te descopere, pentru că ești un munte de iubire, de generozitate și de talent. Și asta este lucru pe care îl iubesc cel mai mult, să am un om lângă mine de la care pot învăța. Iar mama Mioara este un om de la care oricând poți învăța câte ceva. Mulțumesc din suflet. Cred că sunt privilegiată. Cred că mă iubește Dumnezeu să fiu la vârsta asta cu mari soliști ca voi și să fiu invitată de voi și mai ales în spectacol. Pentru că la voi vine lume bună și tineri. Da. Așa că... Dar nu voi fi atât de mare, pentru că până noiembrie voi slăbi. Iar versurile de la melodia noastră la începutul acestui an, vă dorim tuturor la mulți ani, să aveți un an senzațional. A fost alături de noi Aqua Carpatica, din care am sorbit, n-am mâncat nimica, am mâncat doar muzică pe pâine. Și ce fiu? Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, ca un fulg în palma ta pentru mine, n-ar fi prea puțin. Nu ca mai vine refrenul. Atenție copii, ușor. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mi-e de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Au fost alături de noi astăzi Cristiano Ronaldo la chitară, Stefano di Lampedusa la saxofon, Sergio Leone la tobă, la pian astăzi a revenit în forță de la Târgoviște Marius Văduva, pentru că Edi a trebuit să plece la iubita lui Aurora. Șerban la sunet, Andreea a fost alături de noi și Tavi, amul popular al anului 2023, este alături de noi. Și acum trecem la strofa a doua, copii. Care zice așa: mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Da. Îmi place tu așa cum ești, pe
inimioara s-o iubesc și speranța că nu se va schimba. Come on! Say! Ștefane, îmi cer scuze, dar Mioara a improvizat atât de bine încât îmi pare rău. Ai fi putut avea o șansă. E pierdută această șansă. Bravo, copii! Uite, face rău ca mine! Ca mine face rău! Deci nu, eu cred că noi suntem să vedem... Nu mai, să mă semnez? Da, așa! Eu vă mulțumesc din suflet că m-am simțit de bă să... Asta înseamnă să nu simți când trece timpul. Mai ai grijă la ridurile mele. Ei, da. Nu să-i zic.